Bună dimineața, oameni buni! Astăzi plecăm din Aman și mergem prin țară. Diseară o să noptăm la Petra. Pe parcursul drumului de astăzi o să vedeți mai multe locuri minunate de aici, din Iordania. Până acum impresia noastră este foarte bună. Suntem încântați toți de ghid, de locuri, de oameni, de absolut tot, tot, tot. Și să sperăm că și în continuare va fi la fel. O să las pe Adel mai departe să ne povestească unde merge și cum merge. Mergem spre microbus, suntem pregătiți cu bagajele. Ne-am îmbarcat. Bună dimineața, Adel! Bună dimineața! Adel ne-a așteptat cu o surpriză foarte dulce. Începem. Noi ne chinuim să slăbim aici. Da, cu baclavau, super baclavau iordaniană, să spunem. Noi, renumită țară din acest punct de vedere. Gata, ați văzut? Nu mai vedeți. A fost doar pentru prezentare, pentru film, nu? Da, da, doar pentru filmare. Acum ne ducem înapoi la magazin. Foarte frumos arată. Domnule, să arătați acolo că le și desfacem, da? Acum e prea dimineață, le desfaci mai târziu. Și plecăm la drum. Suntem într-un cartier foarte bogat acesta, unde stau de obicei milionarii. Am trecut de ambasada Arabiei Saudite, aici în partea stângă, aici în dreapta avem ambasada Siriei. Cartierul ăsta e cartierul milionarilor. Deci oamenii cu bani mulți, mai ales cei care au revenit în țările, în Iordanie, după ce au fost expulzați din țările Golfului când a început războiul între Irak și Kuwait și Arabia Saudită, mă rog. Și atunci au fost expulzați cu toții, vile peste vile, după cum da, vedem și noi. Vile serioase, adică vile milioane, nu? În fiecare, da, aici 1000 de metri de teren ajunge la vreo 3 milioane de dolari. Numai teren. Wow. Da, zona aceasta. Cartierul se numește Abdun acesta. Suntem aproape de partea vestică, să spunem noi, a Amanului. Această zonă este zona milionarilor, nu se aude? Da, așa, este zona milionarilor, mai este un cartier al miliardarilor, se numește Dabuq acela. Acolo, iarăși, majoritatea celor de acolo sunt irachieni sau sirieni, oameni de afaceri foarte puternici. Când au început războaiele acolo, ei au trebuit să plece din țările lor, având în vedere problema de siguranță de acolo, și atunci au venit și au investit în Iordania. Statul iordanian nu le cere timp de 10 ani de zile nici un fel de impozite sau taxe, numai să angajeze cetățenii iordanieni. Deci, fără să le ia niciun fel de taxe, nici impozite, numai că să angajeze cetățenii iordanieni. Asta e foarte important. Deci, cartierul Abdun este în dreapta dumneavoastră. Drumul acesta ne scoate acum, începe să ne scoată practic din Aman. La un moment dat, acum o să vedeți, avem un drum, continuăm și o să ajungem direct spre Marea Moartă. Amanul este la 960 de metri altitudine. Noi o să coborâm astăzi până la minus 425 de metri sub nivelul mării. Ajungem foarte aproape de zona Marii Moarte, o să vedem noi Marea Moartă, la care veți reveni, practic, în zi de miercuri, nu, joi. Sau când reveniți? Nu mai știu. Noi miercuri plecăm, deci marți reveniți la, în zona Marii Moarte, dar veți veni pe drumul vestic. Noi vom merge un pic acum pe drumul vestic, ca să mergem la obiectivele care le avem astăzi. Cel mai important obiectiv care le avem astăzi este vorba de locul botezului, locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos. O să mergem în zona, practic vom fi cum ar veni unde suntem noi acum, aici suntem în Iordania și la vreo 7-8 metri este Israel. Adică dacă ții un elan, sar direct peste apă Iordania, ajungi direct în Israel. Dar în zbor, ai zburat. Da, și în acest motiv o să vedem și grănicerii israelieni și grănicerii iordanieni. Sunt foarte, foarte aproape aceea zona. Să spunem noi, această graniță. Este vorba de graniță naturală între noi și statul israelian. Este vorba de apa Iordanului. Da. Bun. Deci asta e primul obiectiv care îl avem noi astăzi în drum de văzut. Mai avem încă două obiective. Este vorba de Muntele Nebo, locul exact unde Moise a văzut pământul făgăduinței, pământul reîntoarcerii poporului evreu. Și al treilea obiectiv care îl avem noi este vorba de Biserica Sfântului Gheorghe. Biserica cu harta, cu cea mai veche hartă din mozaic descoperită până la ora actuală, formată de peste 2 milioane de piese de mozaic. Cum am făcut și ieri, înainte să ajungem la un obiectiv, încep să vorbesc despre istoria acestui obiectiv, cum a fost descoperit sau ce reprezintă fiecare obiectiv. Da?
Deci acesta este drumul, acesta a fost făcut nou, drumul ăsta pe care suntem noi, să descongestioneze oarecum circulația din partea de vest a Amalului spre centrul vechi al Amalului. Mișcarea mare este acolo, că ați fost aseară în bazar și ați văzut ce de lume acolo. Asta fiindcă suntem acum în postul Ramadan, ne apropiem foarte rapid, cum se spune, sfârșitul postului, mai sunt doar 4 zile din postul Ramadan și atunci să spunem, lumea de obicei se duce, mai cumpără pentru copii îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe. Multă lume vine în centrul vechi al Amalului, acolo prețurile sunt mult mai mici decât, să spunem, partea de vest a Amalului. Și în acest motiv, de obicei, se face o aglomerație, că vine lume din toată țara să vină în centrul vechi al Amalului să-și facă cumpărături. De asta au făcut această stradă și mai era o stradă peste care am trecut noi, le-au făcut nouă aceste două străzi. Avem o clădire în stânga, acolo este vorba de un hotel, se numește Everest, acest hotel. E un hotel de 5 stele, închis de vreo 5 ani de zile. Și asta fiindcă nu a plătit dările către stat și a fost condamnat să fie pentru 10 ani de zile închis. Au încercat ăștia să... cu statul nu te joci, aici cu statul să nu te joci. Pentru că avutul statului este puțin. Este puțin și atunci dacă te-ai jucat cu el înseamnă că deja ai umblat la siguranța națională. Deci nu umbla la siguranța națională. Foarte important în această zonă a lumii. Pentru noi siguranța națională este cel mai important obiectiv pe care îl are guvernul, dar și curtea regală în fața ochilor. Siguranța națională, 2. Sistemul de sănătate, 3. Este vorba de învățământ. Cele 3 obiective pe care le are statul iordanian în fața ochilor. Să punem un accent mai ales pe învățământ. Un accent puternic se pune pe învățământ din partea statului, dar și a oamenilor în general. Deci este o mare rușine să nu-ți duci copiii la școală. Mare rușine aici să nu-ți duci copiii la școală. Trebuie obligatoriu 8 clase. Deci obligatoriu. Carte înseamnă mult. Da? În acest motiv noi punem un accent mare pe învățământ. Cartierul în care suntem noi, să știți că acesta a fost înființat după anii 90. După anii 90 s-a înființat acest cartier care se numește Merjel Hamam. Traducând aceste două cuvinte, Merjel Hamam înseamnă pământul porumbeilor. Înainte nu era nimic aici și se puneau cereale, iar veneau porumbei sălbate, săciugoale, să spunem noi, boabele. Veneau foarte mulți porumbei sălbate și de asta a fost numit și pământul porumbeilor. Această zonă, cartierul care îl vedem și în care suntem noi actualmente. Drumul direct acesta duce spre Marea Moartă. O să coborâm valea, o să vedeți că ne se vor înfunda urechile și asta din cauza diferenței mari de presiuni. Cam 1400 de metri o luăm la vale, de asta vă spun că ne se vor înfunda urechile. Este de ajuns dacă e să căscați, să înghițiți în sec sau eventual țineți mână, când ajungem în vale, țineți mână la nas și suflați și atunci se vor desfunda urechile sau doar dacă aveți guma, să amestecați guma și atunci se desfunda urechile. Și toate că eu merg foarte des în zona, tot mi se înfundă urechile. Normal trebuie să te înveți și să nu ți se înfunde urechile, dar mi se înfundă până la urmă și urechile. Deci asta este, să spunem noi, în mare, după ce vizităm Biserica Sfântului Gheorghe din Madava, o să mergem la Petra, unde în această seară vom dormi în hotelul nostru din Petra. Desigur, eu nu voi dormi cu dumneavoastră în același hotel, voi fi în Petra, dar voi fi la alt hotel, în orice caz, foarte, foarte aproape de hotelul dumneavoastră. Petra fiind sau zona unde vom merge noi, că Petra este vorba de obiectivul turistic. Este vorba de acel sit arheologic, e Petra, la care localitate în care veți fi se numește Wadi Musa. Ne-am înțeles ieri, Wadi înseamnă vale, da? Iar Musa este vorba de Moise. Deci Wadi Musa înseamnă valea lui Moise, pentru că Moise a trecut pe acolo, venind din Egipt, ca să ajungă pe muntele Nebo. În acest motiv, aceea zona a fost numită Wadi Musa. Mai avem încă o valea lui Moise, o să vă arăt momentul când suntem și noi pe muntele Nebo. Deci asta este mare ce avem de făcut, o zi destul de lungă și cu multe obiective și o să fie super frumos, să o considerăm zi de pelerinaj. Deci aceasta să fie o zi de pelerinaj, având numai obiective, să spunem, oarecum bisericești, Duhul Botezului, Biserica Sfântului Gheorghe din Madava, dar și Catedrala lui Moise de pe muntele Nebo. Am ajuns la punctul 0 a nivelului mării, nu? Adel. Mă refer
altitudine, Amanul și Ierusalimul. Aha. Și acolo arată sea level, nivelul mării, apoi noi se încurcă în sub nivelul. Se este vechi la 390 de metri. Marea Moartă, de 400 metri sub nivelul mării. Marea Moartă scade anual cu un metru. Anual scade cu un metru din trei motive. La intrarea râului Iordan, între Iordan și Israel, israelienii au diviat apele Iordan, cam 80% din apele Iordan pentru irigație. 2. Statul iordanian a făcut 14 lacuri de acumulare pe toate băile care duc spre Marea Moartă și atunci apele din ploi din zăpezi nu mai ajung. Israelienii au făcut și ei 3 cele două fabrici de potasiu. Una pe malul iordanian, cealaltă pe malul israelian. Că să scot țarea, obligatoriu trebuie evaporată apa. Plus, temperaturile foarte mari care sunt în această zonă fac în așa fel încât procesul de evaporare al apei este foarte rapid. În acest motiv scade Marea Moartă anual cu un metru. Marea Moartă va dispărea cam în 50 de ani. Nu va mai fi. Da, 50 de ani. Da, 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 da. Așa zice și Freddy, da. Acest lucru se spune că este locul de unde a plecat Sfântul Ilie într-un car de foc spre cer și mai, vom mai vedea încă o icoană, este vorba un fel de icoană făcută pentru regretatul Ioan Paul al II-lea când a vizitat această zonă și când a inaugurat acest obiectiv în anii 2000 s-a făcut și un arc de triumf, o să-l vedem și noi special pentru inaugurarea acestui obiectiv. Desigur, la un moment dat a crescut foarte mult numărul creștinilor și n-aveau loc în acel loc sau chiar la râul Iordan unde să fie botezați, motiv pentru care au făcut niște bazine, o să vedem, un fel de piscine să le spunem, umplute cu apa de izvoare din care curgeau în această zonă și veneau cum ar veni cu o găleată de apa Iordanului și sfințau toate apele și atunci oamenii că se poată fi botezați în această zonă. O să vedem și din aceste bazine. Imediat continuăm și ajungem la ultimul punct de control, cum ar veni, unde vine un granicer. El va vedea această aprobare, va vedea și biletele, vom înregistra și grupul. Rugămintea mea, grănicerii iordanieni sau israelieni, să nu-i filmăm. Sau când oprim acolo, iarăși oprim filmările, cât suntem cu băieții din, să spun, grănicerii din zona. Ok, acum, se vede o zonă aici fără tufișuri, uitați-vă aceasta, iar nu are niciun fel de tufișuri, dar acesta este dealul Sfântului Ilie. Uitați-vă, icoana. Icoana Sfântului Ilie, cum pleacă într-un car de foc spre cer, da? Iar cealaltă icoană îl arată pe regretatul Ioan Paul al II-lea când a venit și a vizitat această zonă și arcul de triumf se vede imediat după ea, da? Uitați-vă. Bun. S-au construit și foarte multe biserici în această zonă. Avem biserica coptă, avem biserica baronică. Baronică sunt baronii, li se spune la creștinii din Liban, baroni. Biserica armeană, avem biserica rusă și biserica greacă. La un moment dat era discuție să construim și o biserică românească. Din păcate, nu a acceptat Patriarhia României. Toate că a venit acum 2 ani de zile, curierul, a venit acum 2 ani de zile Teodosia de la Constanța, a venit chiar trimis de Patriarhia României, trebuia în ziua când debobotează pe 18 ianuarie, trebuia să sfințească un loc unde să fie construită o biserică. Pentru o asemenea chestie s-a făcut o sărbătoare, cum ar veni, a venit, este un prinț, verișorul regiului care răspunde de tot ce se numește creștinism în țară și atunci a venit prințul, a venit și autoritățile iordaniene, au venit și parlamentarii creștini de la noi, miniștrii creștini, deci a fost o fanfară militară. Și după ce s-a făcut slujba, m-a chemat părintele și mi-a spus, anunț autoritățile că nu mai sfințim un loc aici, că să fie construită o biserică românească. După ce când se construiește, se construiește pe banii statului iordanian sau a curții regale. Adică nu depune niciun efort și chiar se aduce și un preot de România care să slujească și să fie plătit chiar de curtea regală. Dar, din păcate, a spus anunțe că am primit că numai astăzi. Trebuie să mă duc să anunț, că n-am ajuns eu la prinț, în schimb am anunțat ofițerii din zonă și am spus, domnule, m-am anunțat că nu se mai face nimic astăzi. Au făcut pregătiri speciale, în păcate asta e, n-au vrut, pentru că e vorba de chestie politică, să o spunem pe drepte, pentru că pe partea cealaltă sunt așezământe românești și în acest motiv nu vor ca lumea să meargă, să vină aici și să meargă dincolo. Înțelegi, dacă e biserică românească aici, lumea nu se va mai duce dincolo în Israel, mă refer, înțelegeți?
Și asta e vorba de politică. N-ar fi stricat să fie și o biserică românească acolo, în această zonă. Da, aici, în această zonă, în complexul celor trei biserici care le vedem, prima din dreapta este biserica coptă, egipteană, prima, cealaltă din mijloc este armeană și ultima din stâng este baronica libaneză. Da? Cele trei biserici care le vedem aici. Mai jos vom vedea biserica rusă, vom vedea și biserica greacă. Având în vedere că vin și foarte mulți musulmani, v-am spus că Domnul nostru Iisus Hristos este recunoscut în islam, motiv pentru care vin foarte mulți musulmani. Că, având în vedere că vin musulmani, s-au făcut și o moschee. O să vedeți și o moschee în această zonă. Asta v-am spus, da, dovadă de armonie, respect, înțelegere, da, toleranță. Acesta este punctul de graniceri. Aprobarea aceasta rămâne momental, da. Da? Și în stânga se vede acolo altă biserică. Acolo e biserica greacă și acolo este pe marginea Iordanului. Deci unde e cupola, dar nu s-a mai vedea. O să o vedem. Ce sunt petele astea albe pe pământ? E sare? Sare. Sare, nu? De aici se retras Marea Moartă. Okay. Dar ai spus că nu ajungem pe malul Iordanului? Ba da, fără această aprobare nu poți să ajung pe marginea apei. Asta a spus omul. Deci dacă n-am avea aprobare, n-am putea ajunge pe malul apei. Te oprește, nu avem aprobare. Dar având aprobare și sunteți cu ghid, nu aveți probleme. Pentru că Iordanul e granița. Da. Deci uite, acolo e biserica greacă, uite așa. Acolo e biserica ce este pe marginea Iordan. Ok? Și în stânga acum o vedea biserica rusă. Ce loc interesant. În Iordania nu a fost în Israel probabil la locul botez. De multe ori. Sunt multe terabe, magazine, aici nu e. Aici e un singur magazin, uite acolo la Batcurnicia Taniana. Aici în partea dreaptă un magazin care vinde tot felul de obiecte bisericești, atât, adică cruci și așa mai departe. Uite aici. Asta nu are vinire dacă vreți să intrăm. Eu de obicei sunt mulți colegi care iau oamenii pe acel drum. Acel drum este mai scurt cu vreo 200 de metri. Da, decât drumul pe care merg eu. Acesta este drumul principal sau primul drumul original pe care au mers primii creștini ca să ajungă la locul botezului și pe marginea Iordanului. Nu este mai lung decât acela cu 200 de metri. Pe acolo vom reveni, dar pe acest drum vom intra. Și toalete în zona. Aici sunt toalete acum dacă e nevoie, dacă nu, la întoarcere și sunt și pe... Asta cea din marginea este vorba de biserica libaneză, baronică biserică. Uite acolo se zice de trei biserică. Am trecut noi de ele, aveți trei. Da, astea sunt. Da. Dar ce e asta cu baronii? Așa se numesc. Ca la noi cu baronii locali. Gata, am pornit. Mergem acum pe acest drum, la un moment dat acum o să ajungem pe drumul original pe care au mers primii creștini ca să fie botezați, fie la locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos, fie la râul Iordan. Vom ajunge la un obiectiv, este vorba de izvorul Sfântului Ion Botezătorul. O să-l vedem și noi acum, o să oprim și acolo la izvorul Sfântului Ion Botezătorul. Acum ajungem la un spațiu făcut special de către comunitatea rusă. Rușii vin în număr foarte mare, veneau, mai bine spus. În număr foarte mare veneau rușii în această zonă, neavând loc la râul Iordan. Să vedeți, la noi spațiul este destul de mic unde să fie botezați, motiv pentru care au făcut aici un spațiu special și un fel de bazin. Au montat o pompă pe marginea Iordanului, extrag apă din Iordan și umple acest bazin. Și apoi, după ce au făcut slujba de botez, apa este tot prin aceeași pompă trasă înapoi și repusă în Iordan. Noi din apa Iordanului nu folosim absolut nimic. Acesta este locul făcut de către comunitatea rusă în această zonă. Și au făcut și un hotel ei și au și biserica rusă. Deci acest bazin a fost făcut special de către comunitatea rusă pentru a fi botezați. Acolo avem altarul, care vedem și noi.
De obicei, loc mare de tot, unde ar putea să stă chiar sute de oameni, să spunem noi, că așa vin ei rușii, să aduce apă prin acel furtun și se pune în bazin, oamenii sunt botezați, apoi apa este extrasă de aici și repusă în Iordan. Înțelegeți? Și asta este special făcut. E nou făcut acesta. Acum o să începem să intrăm pe drumul original pe care au mers primii creștini, că să ajungă pe marginea Iordanului, să fie botezat sau exact la locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos. Observați că mereu spun Domnul nostru Iisus Hristos, da? Deci să țineți cont, eu sunt musulman. Din punct de vedere al islamului, sunt obligat să spun Domnul nostru. Eu nu am dreptul să-i pronunț numele simplu. Cine sunt eu față de valoarea Dumnezeu sale? Că să-i pronunț numele simplu. În acest motiv sunt obligat, cum spun despre profetul Muhammad, să iedna în limba arabă, să iedna înseamnă Domnul nostru. Despre Domnul nostru Iisus Hristos spun Domnul nostru, adică să iedna. Tot așa se pronunță și despre Moise și despre orice profet care a apărut pe pământ. Vă rog. Mergeți în față, că să filmați în fața mea. Ok. Că să nu apar eu în toate. Da, nu-i problemă. Suntem la Iordan, pe partea iordaniană, și mergem să vizităm locul botezului Domnului. Suntem pe drumul pe care s-a dus Iisus spre botez. Zic bine, Adel? Da, este drumul original. Drumul original. Și mergem, o să vedeți Iordanul imediat și vis-a-vis este Israelul, dar noi suntem pe partea cu Iordania acum. În îndepărtare se vede acolo în stânga, uitați, în îndepărtare localitatea, acela este Ierihon. Aha. Acesta este Ierihon. Jericho. Jericho. Și acela e muntele Camel? Acolo este muntele măslinilor, acolo. Ierusalim. Acolo e muntele măslinilor, Ierusalim, în partea aia. Se aude o apă aici. Da, aici este izvorul Sfântului Ioan Botezătorul. Izvorul Sfântului Ioan Botezătorul. Se aude că suntem încă în primăvară și izvoarele lui încă pur. În acest motiv se curge apa. Sunt 30 de grade afară acum. E ora ca la noi, vreo 10 dimineața, nici nu știu. Câte ceas în jur de... Da, botezând oamenii. Zona, asta e câmpie în care a trăit Sfântul Ion Botezătorul. Și de aici probabil se aprovizionează. De aici luau apă pentru băut, dar și apă pentru botez. Deci suntem la izvorul Sfântului Ion Botezătorul. O să cobor până jos să vă arăt și vouă. Deci ăsta este izvorul Sfântului Ion Botezătorul. Deci, ocazie unică să vedeți, cei care n-ați fost, izvorul Sfântului Ioan Botezătorul. Să o degustați, dar e sărată, vă spun sigur. De ce e sărată, Adel? De aici se retras Marea Moartă. Aha. Tot solul e sărat și atunci că pe unde trece apa asta, trânează altă sare. Se sărează. Din motivul ăsta e sărat, pentru că trece până
sol, pe sol roci. Sărac, da. Sărac. E, multă lume, n-am mai spus, domnule, asta e Iordanul? Nu. Mai e pe la ok, acum o să continuăm pe acest drum unde vom ajunge la locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Hristos. Drumul este destul de îngust, așa că aveți grijă, vă rog, mai pur, mai vin și niște plante, să spunem, trestie, să nu vă loviți la ochi. Fond de calcă, omul strică. Drumul era cel original, chiar pietrele erau în dreapta și în stânga. Drumul era maxim, să spunem, de vreo 80 de centimetri, atâta era drumul. Și l-au făcut ei în curbe, o să vedeți multe curbe. Că în momentul când erau urmăriți de evrei sau de romani, aveau loc de fugă. Și nu știi ce te așteaptă de pe colț, motiv pentru care îi lăsau. Mă refer la primii creștini, la persecuția pe care au avut ei la începutul creștinismului. Până când a devenit această religie care la un moment dat era, se numea nouă religie. Așa îi se spunea la religia creștină. Deci mergem în față, aici. Traseul este superb. Te curge pe aici, a? Da, asta e. Tot, și se varsă în Iordan, nu? Da, da, da. Se revarsă în Iordan. Deci apa de la izvorul Sfântului Ioan Botezătorul se duce în jos până în râul Iordan. Da, Adel, e un ghid foarte bun, scrie cineva aici că am făcut live și pe TikTok, că te-a văzut la Hai Huin 2 și că ești meseriaș, ești da, meserie. Cine spune? Cineva, da, cineva, da. Da. Și e normal, când îți iubești ceea ce faci, Adel chiar pune suflet, adică nu face doar pentru bani sau pentru că n-are ce să facă sau n-are... Dar se vede că pune suflet mult și atunci când pui suflet și iubești meseria pe care o faci și iese bine treaba. Sincer, o fac din drag. Mie îmi place meseria mea. Exact. Ador meseria mea. Și interacțiunea cu oamenii și tot, știi? Sigur că da. Doar că sunt oameni și oameni. În turism îți asum, știi? Adică mai sunt tot felul de oameni, știi? La noi se spune 5 degete într-o singură mână, nici unul nu seamănă cu celălalt. Așa sunt și oameni. Dar, în general, 99,99% n-am avut niciodată un fel de probleme cu turiștii români. Niciodată. Doar că, fiind foarte mulți într-un grup, atunci sunt nevoi diferite și e greu să uniformizezi, da. Da, 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 sigur. Acesta este fiul meu iubit, cu care am binevoit. Interesant drumul ăsta, așa, încă o dată repet, șerpuit. Acesta este drumul original pe care au mers primii creștini să ajungă să fie botezați. Și încă o dată repet, vedem că este făcut în curve, pentru că știm cu toții ce probleme au avut primii creștini. Și apoi că să nu poată fi urmăriți ușor. Motiv pentru care l-au făcut în curbe. Asta e original de pietre, ce vedem în stânga și în dreapta sunt originale aceste pietre. Care au delimitat drumul. În perioada pleacă vine foarte mare apa asta, nu? Da, crește mai mult. Da, crește mai mult apa asta. Dar are scurgere direct spre marea, spre râul Iordan. În Iordan. Curge până la Iordan. Suntem în Iordania și suntem aproape de locul botezului Domnului, mergem până pe malul apei. În momentul când a fugit pe aici, dacă a dispărut, nu mai știe, se băgat în pădure, a fugit mai departe, nu mai știe. Se opreau din urmărirea lor. Copacii ăștia la noi se numesc Tamariți. Amariți? Tamariți. Tamariți. Da, la noi e bărat tot, ce sunt acești, nu acești
Serul. Serul Libara înseamnă pin. Ah. Sigur sunt mai multe soiuri. Da. Asta. Cine duce cu mașina? Nu, se merge pe jos. Este pentru cost de mers cu mașina. Sunt mulți oameni care nu pot merge pe jos. Mai e mult? Mai e mult? Adel? 20 de dinari. Zic, mai... Gata, noi am ajuns la locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Hristos. Exact aici, în vale. M-am lăsat în fața ca să filmați. O iau încolo, nu? Aici, pe aici. Haideți aici. Trecem de acești oameni. Acesta este locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos, în acest baz. Unde avem de această apă. Și cum s-a determinat că aici a fost locul? În urma manuscrisului de la Marea Moartă, de la care indică exact locul. Și atunci au început săpăturile arheologice. Ce vedem aici au 2000 de ani. Deci cuburile care le vedem aici au 2000 de ani. Înțelegeți? Aceste cuburi. Copertina care o vedeți acolo este locul unde și-a pus haine în momentul când a fost botezat de către Sfântul Ion Botezătorul. Bisericile, cum am spus, a fost făcută prima biserică jos, luată de apă, apoi a făcut una puțin mai sus, a fost luată și aceea de-a doua și ultima care o vedem acolo, zidurile care le vedem sau aceea copertină care o vedem, este biserica făcută în 560 la ordinul lui Helen. Mama lui Constantin a dat ea ordin să fie construită această biserică. Am aflat acest lucru în urma unui manuscris, ducându-ne spre biserică, o să vedem și noi manuscrisul din mozaic în stânga noastră. Acum o să fie în dreapta bisericii când ajungem acolo. Deci acesta este locul exact. Ce vedem, pavajul de desubt a fost făcut în secolul 4, atunci când religia creștină a devenit religia principală a Imperiului Roman. Și atunci creștinii au putut să se declare că sunt creștini fără niciun fel de probleme. Și atunci veneau să fie botezați în această zonă. Acesta este locul exact unde a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă veniți acum la o hartă aici, să vă arăt dovada cum dovedește această harpă. Icoană și harpă în același timp. Arată aici râul Iordan, acesta este cursul Iordanului. Să știți că Iordanul este în curbe tăiate de 90 de grade, uitați-vă, acesta este cursul Iordanului, uite așa, la un dat se umflă, o să vedem cum se umflă acolo. Ei au făcut acest șanț de care v-am zis, acum o să mergem noi, întorcându-ne înapoi de la râul Iordan, o să trecem peste acest șanț. Ei au făcut acest șanț, apă vine în acest loc, unde avem cele trei cuburi, vedeți, care vi le-ați văzut acolo. Și avem cupertina sub care și-a pus haine în momentul când a fost botezat. Ei opreau apa aici și apoi botezau oamenii. Aici a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi apa încolo se scurge spre Marea Moartă. O să vedeți acest lucru. O să mergem noi pe marginea Iordanului și atunci o să vedeți apa se scurge încolo spre Marea Moartă. Prima biserică și cea de-a doua și ultima care o vedem aici, care spunem noi ce a mai rămas din ea. În urma acestor ziduri, de la această biserică a fost declarată zona un obiectiv UNESCO, deoarece aceste ziduri sunt vechi, adică din perioada când a fost construită, mă refer la 560 după nașterea lui Hristos. Aici în stânga avem alta icoană. Îl vedem aici pe Benedict al XVI-lea când a venit și a vizitat Iordania. Aici este vorba de regele Abdallah, al doilea actual rege al țării. Regina Rania, regina noastră și fiul lor moștenitor este vorba de prințul Hussein. Când a venit Benedict al XVI-lea a vizitat acest loc alături de familia regală. Aici îl avem pe verișorul regelui. Asta îl cheamă Ghazi ibn Muhammad. Abdallah îl cheamă Abdallah bin Hussein. Hussein și Muhammad sunt frați. Și atunci, băiat, acest prinț și regele sunt verișori primari. Sunt verișori primari. Acest prinț răspunde de tot ce se numește creștinism în Iordania. Religia islamică are cult, având în vedere că 92% din populația țării sunt musulmani, motiv pentru care avem un minister, Ministerul Culturii Islamice. Creștinii, fiind puțini, nu au minister. În schimb, cine răspunde de ei? Curtea regală.
orice problemă are, biserica, de construcție, de renovare, de angajare, de preoți, de una, de alta, totul este plătit de către curtea regală. Vreau să menționez faptul că toate obiectivele musulmane și creștine din Palestina, fie mormântul sfânt, fie biserica nașterii, fie moscheia Al-Aqsa, toate acestea sunt sub patronajul regelui Abdallah. Până în 99 a fost sub patronajul regelui Hussein, Dumnezeu să-l ierte, chiar înainte să facem noi pactul de pace cu Israelul din 94. Orice probleme au aceste obiective de cult, creștini și musulmani, din Palestina răspunde curtea regală. Deci curtea regală răspunde de orice obiectiv creștinesc, mă refer biserici sau orice obiectiv, și cele islamice răspunde magistrata sa, regele Abdallah al doilea, actualul rege al țării. Ok. De aici o să continuăm drumul, o să mergem să ajungem în fața bisericii și de acolo, din fața bisericii, o să mergem spre râul Iordan. Poftiți! Acum o să vă arăt iarăși un obiectiv important, este vorba de peștera Mariei Egiptene. O să vă povestesc despre ea după ce vă arăt peștera. Este închisă momentan, am să vă spun ce și de ce este închisă. Și avem altă icoană aici, este vorba de regele Abdallah, regina Rania, prințul Ghazi ibn Muhammad și este vorba de Benedict al XVI. Cu, să-i spunem noi, mașina de care i-a transportat, Papa Mobil, cum este denumită. Șanțul se vede, uite, acolo, dar v-am spus, la întoarcere, noi vom trece peste acest șanț. Te spun, îmi trimite unul Metin din Tulcea. Azi la ora 19 te vedem pe canalul YouTube a domnului Sorin. Dar pentru cei care se pe live și pe TikTok, de la 19 poza. O să fie prima parte din... Da. Uite aici a pus o poză. Prima parte din... Da. Vlogul care l-am filmat ieri, pentru că am filmat 4 ore și am pus o oră și 40 și cu 2 ore și 20 în partea alaltă. Acum am văzut, am văzut că mi-a venit mesaj, dar cel da. Mai greu să vă răspund. Mulți oameni care se uită pe TikTok te-au recunoscut că au fost prin grupuri și asta, știi? Aici. Ok, avem niște scări acolo de lemn. Vedeți? Acolo se vad, da? Da. Și e o spărtură în stâncă, se vede? Da. Acolo este peștera Mariei Egiptene. Această femeie a fost, de asta e numită Maria Egipteană, fiindcă a trăit în Egipt. Da? Această femeie, cu toate că era dintr-o familie bogată, deci era o familie înstărită, era, avea un dar, sau un har, să-i spun, al prostituției. Era prostituată. Îi plăcea ei să facă această meserie, cum să spunem noi. Motiv pentru care a fost izgonită din familie. A fost izgonită din familie pentru că ei erau oameni credincioși, erau oameni buni. La un moment dat, ea s-a oprit din această meserie, să-i spunem noi. Gata, a terminat, nu mai vrea să mai fie prostituată. Dar cine nu mai credea? Nimeni nu o credea. A trebuit să plece din zona aceea, să vină pe Pământul Sfânt, ca să fie spovedită și să, să spunem noi, că să se roage la bunul Dumnezeu, că să ierte păcatele. Cum poate să vină din Egipt spre noi? Numai pe mare. Mai refer pe Marea Roșie. Și atunci trebuie să treacă pe Marea Roșie, să ajungă pe, în zona aceasta. Neavând bani să plătească transportul, cum ar veni, a trebuit să se mai prostitueze încă o dată, cu capitanul vasului, cum ar veni, ca să ajungă pe Pământul Sfânt. Apoi a ajuns în această zonă. Lumea în această zonă a auzit de ea. Motiv pentru care tot așa nimeni nu a acceptat nici de aici. Tot așa o considerau prostituată. A stat ea singură, cum ar veni, în aceea peșteră. Se spune că a murit această femeie singură în aceea peșteră. Nevrând nimeni să o îngroape, știind trecutul ei, nimeni n-a vrut să o îngroape. Motiv pentru care se spune că bunul Dumnezeu a pus 2 lei care să o îngroape pe această femeie. În această zonă, unde exact, nu putem spune. Peștera este închisă așa, în cază că oameni fără scrupuri care au vizitat această peșteră au folosit o toalet. Acolo avem icoana botezului și arată pe Sfântul Ion Botezătorul când îl botează pe Domnul nostru Iisus Hristos. Icoana botezului. Continuăm.
Ordinea aceasta a fost făcută la ordinele lui Benedict al XVI-lea. Când a venit în Iordanie, el a dat ordine să fie făcută pe banii, să spunem noi, Vaticanului. Este făcută această copertă. Aha. Intrarea în biserică totul este dărâmat, doar că câteva de ziduri, dar aici avem mozaicul. Despre care v-am spus. Ne apropiem acum de râul Iordan, nu? Râul Iordan ne apropiem acum. Deci acesta este mozaicul. Citindu-l, cercetătorii scria că această biserică a fost făcută în 560 la ordinul lui Elena, mama lui Constantin. Desigur, după moartea ei a fost făcută, deoarece ea murise deja. Dar ea a dat ea ordin, să spunem noi, ucenicilor săi să construiască biserici peste tot pe unde a călcat Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este mozaicul. Acum, deci o să mergem spre râul Iordan. Rugămintea mea, acolo, nu facem fotografii grănicerilor. Fii iordanien, fii izraelien. Doi, nu vorbim cu oamenii care sunt dincolo. S-ar putea să fie oameni pe partea cealaltă a râului Iordan. Nu vorbim cu acei oameni. Asta ce avem de făcut pe marginea Iordanului. Nici dacă ne strigă. Chiar dacă ne strigă, nu. Întoarcem spatele pentru că nu ne lasă grăniciere să vorbim cu oamenii de dincolo. Că sunt urmăritori de-a mei care mă recunosc și vor să mă... O să zic, domnul Sorin, ce faceți? Am mai prins eu grupuri de români pe partea cealaltă și atunci nu ai voie să vorbești cu ei. Ei strigau, urlau, dar noi nu răspundem. Nu-i voie. Am înțeles. Indicațiile care ne se dau de la grăniciere. Poate să-mi dea mesaj doar, fără să vorbim. Eu am avut o colegă, ea era dincolo cu un grup, am văzut că e grup de român, eu eram pe această parte. La un moment dat mă sună, ia. Uh-huh. Adel, e româncă ea, Roxana. Da. Ce faci? Bine, uite, sunt cu un grup. Unde ești, mă? Zic, păi la râul Iordan. Zic, eu sunt pe partea cealaltă, era dincolo. A ridicat mâna. Da, era, de când i-am salutat așa, din mână. Am fost de multe ori aici, în locul ăsta, dar pe partea cu Israelul și tot timpul vedeam oamenii de pe partea cu Iordania. Văzut perfect acum. Nu-i păcat, oameni buni, nu-i păcat. Uite, acum ce vedem, clădirile alea care le vedem sunt în Israel. Eu de aici. Asta da. E Israel. Nu-i păcat de Dumnezeu să nu se poată circula. Oare de ce să nu fie pace? De ce să nu-i face, să nu fie pace pe acest pământ? E păcat de Dumnezeu. Exact. De ce să nu fie un pod? Trecem de aici încolo, vin ei la noi, să treacă lumea de voie. E loc să trăim cu toții. Exact. E loc. Ai făcut și tururi doar de pelerinaj, adică nu neapărat, n-ai făcut, nu? Adică doar pe locuri biserici, locuri sfinte, ai avut și tururi, nu? Am avut grupuri numai de pelerinaj. Aha. Fie la mănăstiri, fie la biserici, fie la, să spunem... Deci tur de pelerinaj. Ok. Doar la istorie, adică nu ne referim, nu ne-am dus la Petru, n-am dus în Oadiram, nu am dus... Da. Am avut tururi din asta. Apoi ne întoarcem cu mașina. Glumesc, îți dai seama că suntem toți cu condiție fizică bună. Normal. De ce n-au voie să vorbească unii cu alții de pe un mal pe altul? Asta motive de securitate sau ce? De securitate, nu știi cine e dincolo, ce discută unii cu alții. A, că nu înțelege limba. Da. Deci hai să ne aruncăm în apă și pac, toată lumea se aruncă în apă și pe o parte și pe alta. Pentru că grănicerii ăștia au un ordin. Mm-hmm. Trage. Da. Fii iordanian, fii izraelian. Am înțeles. Da, asta este. Și de ce să ajungem la asemenea discuții? Uite biserica rusă. Acolo este biserica rusă. Și aceasta este biserica greacă, se mai numește și biserica Sfântului Ion Botezătorul. Să liniștiți. Da, păi asta a zis Adel, că face și doar pelerinaj, adică fără locuri istorice, știi? Că se poate veni, se poate veni, deoarece Israelul nu acceptă orice preot să vină cu grup singur. Dacă vine direct, numai pe Iordan este ceva. Dacă vine combinat Israel cu... Separat, da. Sunt destule obiective. Sunt destule obiective aici de văzut. Sunt destule obiective să poată fi vizitat. Și sigur, oamenii care vin în pelerinaj vor să vadă și Petra. Da, și atunci pot să... E deci foarte mult preoților. Preoților care... Și în acest timp nu
o excursie normală, nu cum stăm noi la 5 stele, la hoteluri rezonabile, cam cât iese pentru o persoană, pentru o săptămână, așa cu totul, cu hotel, cu cazare, cu ghid, cu transport aproximativ. Transport, absolut tot. Acum depinde și de numărul persoanelor, de ce? Da. Dar noi transportul bine, este o... scump. Da, da. Transportul la noi este foarte scump. În acest motiv se ridică prețul din cauza transportului. Ghidajul este fix fixat de statul Iordania, până și la asta, două nu se glumește. Ok. Dar să spunem, grup de 30 de oameni. Ok. 30 de oameni a ajuns, deci... tot ce se numește obiective vizitate, mâncare, cazare, tot, tot. Două mese pe zi, mic dejun și cina, transport, ghidaj, tot ajunge la vreo 700 de dolari. Ah, e rezonabil, da, da. E foarte rezonabil. Biserica Sfântul Ion Botezătorul, revenim la ea după ce ajungem la Iordan. Acum intrăm la Iordan. Stai. S-a dus la toaleta? Dacă să intrăm cu toți. Haideți la umbră. Aici sunt grănicerii iordanieni. Prin filmările, vă rog, nu filmați grănicerii iordanieni. După ce trecem de ei, se poate. Păi întorc telefonul ca să ne opresc. Ok. Deci, cum spuneam, pe partea cu Israelul, care ați fost, știți că aici sunt sute de oameni de obicei. Acum, fiind război, uitați că nu e nimeni. Sunt un grup de, dar cred că sunt evrei, după vorbă. Nu sunt. Asiatici, ce sunt? Uite, îi face botezul. Deci acesta este Iordan. Cu chitara. Care n-ați mai fost sau ați mai fost în pe cealaltă parte. Dincolo este Israel, aici este Iordanie, după cum vedeți și dumneavoastră, da? Și acesta este Iordan. După cum vedem cum se scurge apa, se vede perfect, se scurge spre stânga, da? Acolo merge spre Marea Moartă. Numai pe 18 ianuarie din fiecare an, apa se oprește, tribidează așa și o ia la deal. Seacă de la Marea Moartă. Deci seacă Iordanul la Marea Moartă. Nu mai ajunge apa, pur și simplu la Marea Moartă o ia spre deal. Numai în ziua de 18 ianuarie din fiecare an se întâmplă acest lucru. O adevărată minune care se întâmplă pe acest pământ este vorba de bobotează după ritul vechi, pe 18 ianuarie. A fost urmărit râul Iordan 24 din 24, tot timpul anului, numai în ziua aceea se întoarce Iordan. Se face o slujbă mare de tot, vin mii de oameni și dincolo și aici vin foarte mulți oameni care vin în această zonă să vadă această minune și să fie o slujbă botezului. Okay. Aici puteți face o fotografie. Apa din bazin de acolo, apa este apa de Iordan filtrată. Apa de Iordan filtrată. Eu de obicei le spun oamenii dacă vor să ia apă, să ia direct din râul Iordan, că aia știți 100% este apă de originală de Iordan. Iordanul întotdeauna este tulbur. Niciodată nu s-a limpezit Iordan. Niciodată nu s-a limpezit Iordan. Se spune de prea multă răutate ce este pe acest pământ, știind sfințenia acestei ape. Din păcate, după cum vedeți, cum a spus și domnul Sorin, foarte puțină lume și pe partea cealaltă. De obicei zic că e plin, e negru de oameni, e full. Și aici multă lume, dar din cauza acestui nenorocit război, care ne rugăm la bunul Dumnezeu să se termine odată. Ne rugăm la aici bunul Dumnezeu. Palestina, nu? Palestina. Deci aici, dincolo, este Palestina. Cisjordania, să numim. Cisjordania. Deci este Palestina a fost împărțită în două, da, cu Gaza și Cisjordania. Și aici e Cisjordania. Să nu filmăm grănicerul imperiul de suflet, fie iordanie și fie israelienul și fața ce e tot venit de la grănicerii israelieni. Da, hai să se la botezul. Ală, cred că e pastor care e cu ei. Majoritatea astea sunt s-au protestat. Da. Ce bine cântă femeia aia. Are voce frumoasă. Deci, biserica grecească de la Iordan. Biserica botezului. Biserica greacă ortodoxă. Exact ca la noi.
Poți să filmezi, Adel, nu? Bun. Vorbim despre Muntele Nebo, cel de-al doilea loc de pelerinaj creștin pe teritoriul iordanian. După ce am vizitat locul botezului, acum urcăm la Muntele Nebo. Cum am spus, Muntele Nebo este la 780 de metri altitudine. Noi am urcat de la Marea Moartă, de la minus 425 de metri sub nivelul mării, până la 780 de metri. Despre acest munte a apărut pomenire în Testamentul Vechi sub trei denumiri. Nebo, cum este actuala denumire, Nebe, dar și Siaha, cele trei denumiri ale acestui munte. Se spune că este locul de unde Moise a văzut pământul făgăduinței. Acest munte a fost cumpărat de către preoții franciscani în 1933 de la proprietarul lui iordanian, pentru care au dat o sumă destul de mare pentru acea perioadă, era vorba de 5.000 de dinari. Actualmente 5.000 de dinari nu e cine știe ce sumă, se spune 7.000 de dolari, 5.000 de dinari, dar pentru acea perioadă era o sumă imensă. Și în acea perioadă practic este în custodia preoților franciscani sau al Vaticanului. Deci acest munte pur și simplu aparține Vaticanului. În aceea perioadă este în custodia preoților franciscani. Refacem și noi drumul lui Moise, venind de pe, de ce l-au cumpărat, că să spun de ce l-au cumpărat acești oameni, în urma Cărții Sfinte se spune că este locul de unde Moise a văzut pământul făgăduinții, doi, în cauza unei catedrale, se numește Catedrala lui Moise. Pe pardosarea acestei catedrale au fost descoperite patru morminte, datate la secolul XII, înaintea nașterii lui Hristos. Unul din ele se bănuiește că ar putea fi mormântul lui Moise. Nu putem spune cu siguranță nici măcar 1%. O să dau aceste detalii când vom fi și noi acolo. Refacem acum drumul lui Moise venind din Egipt până când a ajuns pe Muntele Nebo. El a fost îndrumat de bunul Dumnezeu să scoată acest popor, poporul evreu, să-l scoată de sub robia faraonilor. Ei erau obligați să fie sclavii faraonilor. Și atunci, ca să-i scoată din această problemă, Dumnezeu i-a spus: scoți acest popor și mergi cu el pe Pământul Sfânt. Mă refer aici în Palestina. Zis și făcut, i-a anunțat că noapte de vom pleca. Să vindeți tot ce aveți ca și bogății și chiar să vă împrumutați de cât mai mult aur, să aveți la voi cât mai mult aur, pentru că vom avea foarte mult de cheltuit pe drum. Zis și făcut. A venit noaptea cu pricină, când treia să plece, i-a luat de mână cum ar veni și au plecat din zona Văii Regilor, unde erau ei ca și sclav acolo. Numărul lor destul de mare, în jur de 85.000 de oameni, atât au fost. Au plecat din acea zonă, au ajuns într-un loc care se numește Lacurile Amare Mari. S-au așezat acolo o perioadă foarte scurtă de timp, afla Moise că este urmărit de armata faraonilor, care a rămas fără sclavi, plus să-și recupereze aurul de care s-au împrumutat evrei. A luat-o din loc. A ajuns la muntele Sinai. A lăsat poporul evreu la poarele muntelui Sinai și a urcat el pe munte, unde a primit tablele legii. A stat 40 de zile. După 40 de zile a revenit și a găsit poporul, că din aurul pe care l-au avut, că și-au făcut un vițel de aur la care se rugau. Trecuseră ei pe lângă mai multe nații, mai fiecare nație avea câte un zeu și l-au făcut și ei pe al lor. S-a supărat foc pe ei, Moise se spune că a dat cu tablele legii, a spart tablele legii, a distrus acel vițel, i-a luat de mână și a plecat mai departe. La un moment dat a ajuns la Marea Roșie. A ținut Marea Roșie în mâna lui dreaptă, a mers lângă apa. La un moment dat, în fața apa, în spate deja l-a ajuns armata faraonilor, nu mai avea nicio scăpare. L-a rugat pe bunul Dumnezeu, ce fac? Bunul Dumnezeu i-a spus, lovește cu toiagul în apa. Lovind cu toiagul în apă, s-a despicat apa, s-a format un drum pe care a trecut el cu poporul evreu pe malul celălalt. Unde credeți că au ajuns? În Iordania, în orașul Aqaba, unde vom ajunge și noi, practic, poi mâine. Ajungând pe mal, armata faraonilor au ajuns și ei la acel drum. Au vrut să intre și ei, au intrat pe acel drum să-l urmărească pe Moise. Moise s-a speriat.
S-a dus, a lovit cu toiagul din nou în apă. I-a spus Dumnezeu, nu când vrei tu să întâmple minune, când îți ordon eu, atunci se va întâmpla. Acum lovește cu toiagul. Lovind cu toiagul, a închis acel drum, a înnecat armata faraonilor, a scăpat de pericolul cel mai mare. Întrând în Iordane, m-am spus și ieri, dacă mai țineți minte, Iordane era împărțit în cele trei foste regate. A intrat în regatul Edomit. Exista un drum, care și la ora actuală este, o să mergem și noi pe acel drum. Drumul regal, drumul Mătăsii, drumul Tămâiei, drumul lui Traian, cum a fost denumit. În acea perioadă se numea drumul regal. De ce? Nu poți să mergi pe acel drum numai dacă aveai aprobare de la regii regatelor. Fiecare rege răspunde de porțiunea lui de drum din regatul lui. S-a dus Moise la regele Edomiților, care îl chema Og, și l-a rugat să-l lase să meargă pe drumul regal, fiind asigurat, fiind bun. Nu a fost lăsat. A luat-o prin munți și văi. A ajuns în zona Petrii, unde vom ajunge și noi în această seară. Acolo a murit fratele lui, Aron, care a fost îngropat pe muntele Hor. O să vedem mâine, în timpul vizitei din Petra, o să vedem și mormântul lui Aron. În Petra, în zona Petrei, a rămas fără apă. Muriseră de sete. L-au rugat pe Moise să-i ajute. Moise a vorbit cu Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a spus, vorbește stâncii. Moise a lovit cu toiagul. I-a spus Dumnezeu, ți-a spus să vorbești stâncii. Moise de nou a lovit cu toiagul. I-a spus Dumnezeu, ți-am ordonat să vorbești stâncii. Dar Moise s-a înduit de puterele bunului Dumnezeu și i-a spus, și din stâncă iese apa? Motiv pentru care i s-a interzis lui Moise să intre pe pământul făgăduinței. De acolo, vorbind stâncii, a ieșit un izvor și atunci au băut apă și s-au aprovizionat. O să vizităm și izvorul lui Moise astăzi, când să ajungem în Petra, o să vedeți izvorul lui Moise. Au ieșit din regatul Edomit, a intrat în regatul Moabit, s-a dus la regele Moabiților, care îl chema Meșa, și l-a rugat să-l lase să meargă pe drumul regal. N-a vrut să-l lase. Tot așa prin munți și văi a luat-o până când a ajuns pe muntele Nebo, de unde Moise doar a văzut pământul făgăduinței. Moise fizic n-a intrat niciodată pe pământul făgăduinței. Nici poporul evreu n-a intrat imediat. A trebuit să o inerască în această zonă poporul evreu timp de 40 de ani. De ce? Trei motive. Unu. Erau îndoielnici în toate învățăturile care venea Moise. Asta una. A doua, a vrut bunul Dumnezeu să se schimbe generația de sclavi, robi, care a venit din Egipt și să intre pe pământul făgăduinței o generație liberă. Trei, să se formeze totuși o mică armată care să lupte cu filistinii și cananiții care erau pe pământul făgăduinței. După 40 de zile au reușit și au intrat pe pământul făgăduinței pe mâna lui Iușua. Iar prima localitate cucerită ei fiind Ierihonul, pe care o să-l vedem și noi acum de pe muntele Nebo. Moise a trăit până la vârstă de aproximativ 125 de ani. El nu și-a pierdut nici puterea, nici vederea, nici auzul, era perfect sănătos. A murit cum ar veni, de moarte naturală. A fost îngropat de doi îngeri. De ce? Iarăși motive. 1. Să nu devină mormântul lui Moise locul, un loc de pelerinaj pentru evrei. 2. Evrei sunt veniți din Egipt, unde era arta mumificării. L-ar fi mumificat pe Moise. Motiv pentru care se spune că este îngropat pe muntele Nebo, dar unde? Nimeni nu poate spune unde exact este îngropat pe muntele Nebo. De asta vă spun că acel mormânt se bănuiește că ar putea fi mormântul lui Moise, dar nu putem spune cu siguranță, având în vedere și aceste mormite sunt datate la secolul 12 înaintea nașterii lui Hristos, deci au aproximativ 3200 de ani. Asta mare, să spunem, despre drumul lui Moise venind din Egipt până când a ajuns pe pământul făgăduinței sau pe muntele Nebo, de unde doar a văzut pământul făgăduinței. Făgăduinței sau pământul reîntoarcerii poporului evreu, așa este denumit. Pentru că acolo au fost persecutați și aici e pământul promis, cum este denumit. Ok? Muntele Nebo este în stânga. Acum o să coborăm noi din microbuz, microbuzul o să fie tras aici, o să intrăm acolo. Veniți, vă rog, între timp, eu cumpăr biletele de intrare. Nu treceți de mine, vă rog, până când nu vă dau biletul. Am coborât din mașină, am ajuns la muntele Nebo, ne-am luat bilete. Aici scrie că nu lucrează cu Jordan Pass. Jordan și mai văzut și în altă parte, la alte ghișe, unde da, am fost noi. În alte ghișe se poate lucra cu Jordan Pass. Ce reprezintă acesta? Care poate fi obținut online. Deci toată oricare poate să-l obțină online. Acest, să spun, act care îl obține în lume online reprezintă viza jordaniană. Deci cine are Jordan Pass nu plătește viza jordaniană și reprezintă intrarea mai la toate obiectivele din țară, în afară de cele bisericești. Alea nu sunt incluse în Jordan
dăm pas. Petra, de exemplu, intrarea la Petra e cam 75 de dolari, da? Intrarea, să spunem, viza iordaneană 60 de dolari. Intrarea la toate obiectivele celorlalte se ajunge la vreo 250 de dolari. Dacă e să-ți cumperi acest Jordan Pass care costă 105 dolari, ești în foarte mare avantaj. Adică economisești vreo 200 de dolari. Cam așa. Da, Jordan Pass, care cel mai important reprezintă viza iordaniană. Asta când se aterizează pe Aman, asta că se știe toată lumea. Acum, înainte se ateriza și pe Aqaba. Aqaba fiind zona liberă, nu este viza. Deci în acest motiv multă lume care venea de România, veneau cu Wizz Air, aterizau în Aqaba. În Aqaba, de acolo veneau. Nu e viza. Nu se pune viza, fiind zona liberă se pune ștampile că își mai intra în România. Nu se pune viza. A, pe când pe Aman, dacă e să aterizezi sau informația. Să intri pe orice altă graniță terestră, este vorba de viza. Dacă ai Jordan Pass, nu ai nevoie de această viză. Ok? Biletele. Mulțumim. Biletele. Ok, pe orice poartă putem intra și mergem în dreapta. Era interesant asta cu Jordan Pass, ca să știe lumea cum funcționează. Da, la întoarcere, dacă doriți să bem o cafea aici, se poate bea o cafea, dar acum nu durează mult, să știți că totul durează vreo 25 de minute. Ah, perfect, vizită. Perfect, da. Super. Da. Ok. Valea aceasta care o vedem noi se numește Valea lui Moise. Da, deci această vale se numește... Se numește Valea lui Moise, Wadi Musa. De ce se numește în acest fel? Ia, veniți încoace, o să vedeți un pom mare în mijlocul văii. Îl vedeți? Da. Se vede acolo, nu? Da. Oameni buni, aici când apare câte ceva ciudat pe aceste pământuri, imediat cercetătorii pe plan biblic începe să cerceteze. Ce o fi cu acel lucru? Acel pom iese din stâncă. Nu are nici o sursă de apă. Extrem de gros. În urma manuscrisului de la Marea Moartă spune că era locul unde mergea Moise și vorbea cu Dumnezeu. Știm cu toții că Moise s-a adresat direct bunului Dumnezeu. Și atunci mergea acolo, primea învățăturile și apoi venea cu ele pe muntele Nebo la poporul evreu. În acest motiv a fost numit această vale, Valea lui Moise, iar pomul, pomul lui Moise. Gata, aici am terminat. Continuăm. Acest monument a fost făcut special cu ocazia vizitei regretatului Ioan Paul al II-lea când a venit în Iordania în data de 20 martie 2000. Ne uităm la acest monument cam cum arată. Ia să ne uităm bine. Arată ca o carte pusă în picioare și ruptă așa. Se vede? Da. Se văd firele de la carte, da? Reprezintă Cartea Sfântă. De ce e ruptă? Religia este ruptă. Creștinii, ala e ortodox, ala e catolic, ala e protestant, ala e baptist, ala e cutare, da, musulmanii, ala e sunnit, ala e șiit, ala e alauit, ala e fatimit, evreii la fel. Nu suntem adunați cu toți în jurul cărților sfinte, că dacă am fi adunați în jurul cărților sfinte, n-ar fi fost aceste probleme care sunt pe pământ. Au pus mai multe figurini pe această carte. Prima de sus, pe cine reprezintă? Iisus. Domnul nostru Iisus Hristos. Sub el încă una. Moise. Mai este una puțin mai jos, care nu prea se vede figură de om. Se vede? Profetul Muhammad al musulmanilor. Ce a vrut să spună? Testamentul Nou, Testamentul Vechi și Coranul. Cele trei cărți sfinte care au învățat numai și numai la bine. Mai jos avem trei figurini. Este vorba de primii trei preoți franciscani care au venit și au cumpărat acest munte în 1933. Pe dungile de jos avem scris câțiva sfinți. Aici pe pardusală e vorba de artiștii, dar și care au finanțat să fie făcut acest monument. Avem o gaură sus acolo, nu o vedeți dacă sunteți acolo. Veniți mai încoa. Mai încoa. Ați văzut o gaură aia de acolo, da? Numai pe data de 20 martie din fiecare an. Numai pe 20 martie din fiecare an trece soarele prin acea gaură și bate în acest loc. Aici. Să comemoreze ziua în care a fost vizitată această țară de regretatul Ioan Paul al II-lea și ziua în care a fost declarat Muntele Nebo ca și loc de pelerinaj creștin. Numai pe data de 20 martie bate soarele de acolo și bate în acest loc. Continuăm. Toaleta acolo aveți în stânga. Putea scrie sus, dar și jos în limba engleză, Franciscan Custody of the Holy Land, Custodia Franciscanului de pe Pământul Sfânt, Mau Nebo sau Siaga, din denumirile acestui munte, Memorialul lui Moise, dar mai jos scrie Christian Holy Place, adică loc sfânt pentru lumea creștină. Dar vin musulmani, vin creștini, vin și evrei, vin toate religiile posibile la acest munte să viziteze, având sfințenia acestui loc, de unde Moise a văzut Pământul Făgăduinței. Mai departe,
N-am auzit vorbind de ebraică, n-am auzit niciun evreu. Sau acum adică o să acum nu, acum nu vin cauza războiului ăsta. Dar de cei vezi, puhoi! Dar eu m-am chiar mirat că nu știam puhoi. Că evrei intră în Iordania și am văzut... Și stau acolo, fac slujbe sau mai încolo și stau și fac slujbe aici în dreapta. Am văzut la Acaba când am fost. Da, foarte curat, foarte aranjat. Apoi veniți aici, domnul Ștefan, da? Veniți aici la umbră. Aici e mozaicul ăla, nu? Da, aici e o parte. Ok, aici avem o parte din mozaicul care a fost descoperit în această catedrală. Deci aceasta este catedrala lui Moise și atunci acest mozaic a fost descoperit în interior. V-am spus și ieri, dacă mai țineți minte, că aceste catedrale sau aceste obiective au căzut din cauza cutremurelor niciodată dărâmate de mâna omului. Noi de obicei sau autoritățile iordaniene sau, mă rog, cercetătorii niciodată nu completăm nimic. Noi lăsăm așa cum a fost găsit, doar fixăm ceea ce a fost găsit, că să rămână originalul original, ok? Deci acesta e mozaicul. Acum, avem o piatră rotundă acolo, vedeți? Ia uite aici. Da. Reprezintă ușe de la această catedrală. Aceasta e ușa catedralii. De ce așa? Știm cu toții cât au fost de persecutați primii creștini. Ce probleme au avut? Și-au construit catedrale, biserici, zidurile groase. Nu se poate dărâma, dar ce facem cu ușa? Din lemn, din fier, se poate sparge și intră peste noi. Motiv pentru care au fost inventivi. Deci au făcut poarta rotundă. Ușa care o vedeți avea un tub sus, un tub jos, care culisau pe găuri. Gaură sus și gaură jos. Când nu erau probleme, o deschideau dreapta stângă, intrare și ieșire. Când erau atacați, se închidea aproape ermetic, se punea o piatră într-o parte, o piatră în partea cealaltă, cum împingi, se proptește în piatra. Foarte deștepți. Ca să ajungă cuvântul bunului Dumnezeu la noi. Deci au fost inventivi ca să ajungă cuvântul bunului Dumnezeu la noi și aceasta este ușa de la catedrală. Le așteptăm pe domnul Ștefan și apoi o să mergem de aici la panorama de pe care Moise a văzut pământul făgăduinței. Kilometri, adică nu e cine știe ce chestii. Te ești problema că așa, dacă se merge la mare, ajungem așa, madă, apoi mergem așa, stânga. Culiseau pe găuri. Vedem mulți măslin. Da. Au băgat bani frumoși. Toiagul lui Moise. Da, nebun, să știți că este numele unui zeu care a fost slujit în această zonă. E ceață mare, nu se vede nimica. Da. Asta trebuie să vii la prima oră dimineața. Trebuie să vii la prima oră dimineața ca să vezi bine. Ce veniți mai aproape, vă rog. Pământul făgăduinței, așa cum l-a văzut și Moise. Deci Palestina este acolo, unde e această verdeață, acolo practic este Palestina. Acesta este pământul făgăduinței, așa cum l-a văzut Moise. Din păcate e ceață și nu se vede nimic. Noi am fost aproape acolo și v-am arătat Ierihonul. În această direcție este Ierihonul, sub poalele dealului. Sunt 27 de kilometri de aici până la Ierihon. Normal, nu știu dacă observați acolo, totuși se vede apa. Observați? Ia uite acolo. Acolo e Marea Moartă.
Acolo este Marea Moartă și imediat după Marea Moartă este muntele Măslinelor, este Ierusalimul. Sunt 46 de kilometri de aici până la Ierusalim. Și totuși le-a trebuit 40 de ani ca să intre pe pământul făgăduinții. Acesta este drumul pe care am venit noi acum. Pe aici, acest drum îl numesc eu Transnebo, de la Transfăgărășan, ca să-l țineți minte, da? Deci acesta este drumul pe care am venit și noi ca să ajungem pe muntele Nebo. Din păcate nu se vede mai nimic din cauza ceții care cum apare. De ce e ceața? Acolo e cald și atunci se evapora apa de la Marea Moartă, de la râul Iordan și în acest motiv se formează această ceață care o vedem noi. De obicei, mai spre seară sau dimineața e limpede, este clar și se putea vedea absolut tot. Nu e diferența așa mare de temperatură. Da, acum îl las pe colegul meu care are un grup mai mare. Sabah, ok, harak. Hai, o trecă când mehal bășra helumon. Aici, vă rog, veniți. Da, habibi, haiak. Ok, o să vorbim despre acest monument care îl vedem aici, care reprezintă toiagul lui Moise, iar povestea lui biblică este în următorul fel. Când au venit în această zonă, necredincioși fiind ei, sau îndoielnici, în învățătură lui Moise, bunul Dumnezeu a pus pe ei șerpi, care îi mușcau și mureau. Au vorbit cu Moise să-i scape de această problemă. Moise, veniți mai aproape, vă rog, că am colegul care explică. Și atunci, a vorbit cu Moise să-i ajute, Moise a vorbit cu Dumnezeu, iar bunul Dumnezeu i-a spus așa, îți împingi toiagul în pământ. Cine se uită la acel toiac, nu va fi mușcat de șarpe. Sau cine e mușcat de șarpe și se uită la acel toiac, el nu va muri. Condiția, să creadă minunea. Cine a crezut a scăpat, cine nu, nu. Ulterior a fost transformat în semnul crucii, semnul răstignirii lui Iisus Hristos și cu șarpele de arama al lui Moise, care reprezintă ispita, care ne atrage pur și simplu la păcat. De aici o să mergem să se intre în catedrală. Nu dau niciodată niciun fel de explicații în lăcașurile sfinte. Oh. S-ar putea să fie oameni bolnavi, oameni îndurerați, oameni care se roagă la Dumnezeu, nu îi bruiem. Hai, pentru care mergem. Niciodată nu dăm. Rămâne o secundă să vă explic ce și cum o să intrați singuri. Se intră în catedrală, mergeți în stânga. Cum ați mers în stânga, o să vedeți un mozaic pe pardusal orbitor. Orbitor. Urcați niște trepte așa pe o stradă. Veți vedea în mijlocul acelui mozaic un bazin făcut din pietre, din granit, stil cruce. Aceea este crestelnița de botez. Da? În colțul din stânga al catedralei, în stânga altarului, pe stânga vom vedea două plăci mari. Uite așa, fiecare are câte o gaură în ea. Ale sunt două morminte. Mai este unul chiar în fața altarului, de obicei este acoperit, mai e unul cel mai mare, în centrul catedralii, acoperit cu geam de sticlă, acela se bănuiește că ar putea fi mormântul lui Moise. Vă rog să nu călcăm pe mormânt. Da? Apoi, deci intrați pe această parte, ieșiți pe acolo, o să mă găsiți sub pomii aceia, o să mergem. Mai avem aici, să spunem, trei obiective. Este vorba de măslinul lui Ioan Paul al II-lea, sădit pe data de 20 martie 2000, muzeul și cel mai important obiectiv de pe muntele Nebo, toaleta. Da. Da, deci în catedrală și le vedem pe partea cealaltă. Se poate. Este că ar putea fi mormântul lui Moise. Acela, da. Tot ce vedem este
Pe pereți a avut numai peste tot acum mozaicuri. Și pe jos. Dar are vreo 10 ani mai bine de când face rod. Face anual. Anul ăsta e plin. Anul trecut, după ce măslinul face un an da și un an nu. Adică când spunem nu, asta nu înseamnă că nu face deloc. Face de foarte puține. În schimb, anul ăsta va fi plin pentru că, uitați-vă, se văd. Se văd, uite, babe. Deci ăsta e plantat de Papa Ioan Paul al II-lea. Dar uite aici fotografia. Continuăm, acum mergem, avem în dreapta toalete și în stânga avem muzeu. Și de acolo ieșim spre autocar. Gata. Terminarăm. Ce spui? Te. Mulțumesc, chef halki. Și Allah bkhair. Serviți, vă rog. Thank you. Hello. Thank you. افتيت عم سمسم كيف يا محترم حبيبي سعد قلبك شو اخبارك حبيبي حياك الله قطع افتيت دوبامينه știți cu vânzare la acest mozaic. Trebuie să știți că de obicei ei, odată vândut de mozaic, au ei un mic profit, să spunem, acești oameni. Hai să vedem acum ce și cum. Prima dată, asta ce mă interesează, să vadă lumea cum este făcut acest mozaic. كيف حالك؟ كيف يا عمو؟ إن شاء الله بخير. الله يستر عليك. إن شاء الله بخير. هي نورة معي. مرادة. هاي نورة. هاي نورة. O să vedeți că sunt multe fete care lucrează aici, niciodată nu le salut cu mâna, adică nu le salut să pun mâna în mâna lor, da? Numai ea, fiindcă este nora mea, asta e ca și fiica mea, da? De e ca și fiica mea, e soția fiului meu. Haideți, vă rog, că fără am Iosef. Și mă că hăi, și ala fără, amă. Allah-i salut, că e mă că bahtără. Și mă bără. Aha, ne hăli un anul Iosef, că oa, și mă nici că am Iosef. Asta vine din dreptul roman. N-aveai voie să pui mâna decât pe ce era din familia ta sau lucrurile tale, da, de da, la romani, știi? Uite, culori, cum vedeți și dumneavoastră, am mai multe culori și maro, desigur, deci piatra este naturală. Vedeți culoarea? Cum e? Deci piatra este naturală. Culoarea este originală, deci nu se spui că este colorată pe exterior, cum este acel, să spunem, acea gresie, uitați-vă, vedeți? Deci culorile sunt pur și simplu naturale. De obicei se aduc bucăți mari, care le taie ei fâșii și apoi încep să lucreze. Depinde de grosimea de care au ei. Cum este modalitatea? În cea vechi și cea nouă. Prima dată vorbim despre modalitatea cea vechi, care s-a lucrat mai în toate bisericile din țară. Se aduce o bucată de lemn. Peste bucată de lemn se pune o pânză. Artistul, orică are în minte ce are de făcut, ori are un șablon în fața lui, încă în urmă căruia începe să lucreze. Prima dată, după cum vedeți și dumneavoastră, desenează. Vedeți? El desenează cu pix, cu creion, ciofii. Apoi începe să taie piatra. Ia uitați-vă cum taie piatra manual. Odată tăiată piatra are două suprafețe, una fină și una aspra. Vine el și pune lipiciu. Știți ce este lipiciu acesta? Caracet? Nu. Clei de oase? Nu. Făină cu apă. Pap! Doar făină cu apă, da? Da, așa simplu. Vine și pune lipiciul
pe partea fină și lipește partea fină în jos pe, la locul ei unde are loc pe desen. După ce termina, să spunem, lucrarea, se vine cu un vas, cum e acesta, vedeți? Și se toarnă în el ciment alb. Vin și răstoarnă lucrarea. Devine, deci partea aspră devine direct pe cimentul alb. După 3 zile, lemnul nu este prins de nimic. Apoi pânza este lipită cu apă și făină, doar toarnă apa. Și atunci îți mult pânza și ne iese lucrarea după cum vedeți și dumneavoastră. Asta, aceasta nu este terminată, dar ne iese lucrarea după cum vedem și noi, este cea fină, ne rămâne la suprafață. Aceasta este artă cea vechi, care s-a lucrat mai în toate bisericile din țară. Cea nouă este aceasta. Plasă, peste plasă se pune o pânză, apoi începe să deseneze ce are de făcut. De data aceasta, când lipește piatra, o lipește cu partea aspră direct în jos, cu ceva artificial, fie perlandez sau eventual, asta super glue. Și ne iese direct partea fină în jos. Ce poate fi asta mișto? Că poate fi făcut sul, după cum vedeți și dumneavoastră, și nu cad pur și simplu pietre. Aceasta e mult mai ieftin decât, să spunem noi, arta cea vechi. Acum, au alta arta, arta ouălor de struț. Ouăle de struț sunt naturale. Avem noi o crescătorie de struț în țară și atunci se vine cu aceste ouă, este curățat de conținut și apoi încep ei să lucreze, sunt două modalități, desenat și tatuat. Cel tatuat se folosește, această piatră este tocată, se pune într-o soluție și devine așa, după cum vedeți și dumneavoastră. Apoi, oameni buni, ei tatuează cu un ac. Ac tatuează cam vreo, sperăm, 160 de ore le ia, după 160 de ore de muncă, le iese o asemenea lucrare. Ia uitați-vă și dumneavoastră, o asemenea lucrare, cam 160 de ore de muncă durează ca să facă o asemenea lucrare, ok? Așa. Aceasta este arta desenatului. Asta e mult mai simplă și mult mai ieftină. Au ouăle de strut, să spunem noi, desenate. Ce au oamenii aici, iarăși mult, această piatră naturală, care se numește, această albastră, care se numește aventurin. Da, ia uitați-vă, piatra naturală, aventurin, are sclipici în interior, este autohton iordanian. Deci aventurinul este autohton iordanian, iarăși ca și metal este argint 925. Aceasta e o piatră. A doua piatră care o caută lumea este, uitați-vă asta, ia uitați-vă cum schimbă culoarea, ia uitați-vă, care se numește zultanit. Aceasta este turcească. Asta schimbă culoarea în diferență de lumină, schimbă culoarea în 5 culori. Ia. Țineți. Duceți-vă afară să vedeți cum se schimbă culoarea. Da? Dacă nu mai vine înapoi. Chef hale. Doar că am o. Haideți la arta nisipului. Hai vedeți să vedeți și dumneavoastră arta nisipului. Cum te cheamă? Crescent. Crescent. Cristian? Cristian? Crescent. Vino cu asta, îmi scrie aici, vino cu. Scrieți numele aici. Cornul lunii în engleză, Crescent. Scrie, dar cu litere de tipar? Muslim cell. Crescent. Crescent. Semnul musulman. Crescent. Să scrie pe data. Da. Similuna? Da, asta e numele lui. Serios? Frumos. Păi trebuie să te treci la islam, nebunul. Da. Da. E anglican. Da. Este în Anglia. Și atunci acum o să vedeți cum lucrează această domnișoară, această doamnă. Deci aceasta, înțelegeți cuvântul, nu vreau să le pronunț, nu are părinți, înțelegeți? Da. Aceasta da, din dreapta mea. Da, și atunci ea lucrează, are o familie, este măritată, are 5 copii. Asta. Și atunci lucrează, trebuie să lucreze, la noi femeie trebuie să lucreze încât să-și ajute soțul. Cum este și nebun asta de noră mea. Dar toate că a făcut fiul un scandal mare încât să o scoată de la muncă, da, și dar i-a spus nu. Și băiatul ce face? El ce lucrează, băiatul? Este ghid vorbitor de limba română. Ai băiatul de care ziceai tu că trebuia să vină cu noi. Ok. Da, e ghid vorbitor de limba română. Să vedeți acum cum lucrează acest nisip. Am încercat. Și vorbește română bine ca tine? Da, eu scot în România. Ok. Și a stat în România. Da, da. Și cum îi spune? Am încercat eu într-o zi să fac ce face nebun asta. Ai și bălămuc curat, fraților. Da. Înseamnă că ai două mâini stângi ca și mine. Doamne, ce îndemânare are, o să vedeți acum cum lucrează, da? Cu o îndemânare extraordinară. Că e Hargemus. Da. Allah-i să-l ducă. Incredibil. Kev Hanimaku. Mașallah. Mă mamă te sadgă. Ana tera bi diyorum bu sıç bir zaman yeni bence. Bu hafta. Bueno. Bir şey bak salam sonra.
Cam 4 zile durează, luați-vă loc, stați pe scaun. Au atelierele lor în care lucrează, totul este lucrat manual. Au și persane, cuvare persane din matase. Ia uitați-vă Camila, e deja învățat ea cuvântul ăsta. Camila? Camila, da. Seamănă cu Camila. Asta ce zici de numele ăsta? Superb numele, dar nu l-am auzit niciodată. Adică n-am auzit, nu cunosc niciun român să aibă numele ăsta. Păi nici nu mai este al doilea. Nu are decât un nume atâta, doar crește. Nu mai are alt nume. Nu are alt nume românesc. Am pus și Vasile și Gheorghe și... De exemplu, fiica mea are două nume. Da, are nume arabesc Najla. Cuvântul Najla în limba arabă înseamnă fată brunetă cu ochii mari. Și așa s-a născut. Dar ce este Nisipa, del Nisip colorat? Nisip din pietrele care le-ați văzut. Da, din, ei fac aceste pietre. A, și macină pietrele. Da, 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 eu, asta e din culoarea asta, vedeți? Auziți, da. Când taie mozaicurile astea, rezultă un rebut de da, un nisip. Da. S-au gândit să-l folosească și pe ăla. Ia uitați, vedeți? Deci culoarea e din pietre, deci îți arată și pietre. Piatra naturală. Totul e natural. Totul e piatră naturală. A, după ce a format și desene care a vrut să le formeze, acum îl bate cu această sârmă să se așeze nisipul încât să nu se deformeze modelul pe care l-a făcut. Apoi pe piatra asta o trividează un pic, tot așa se așează nisipul. Și se pune puțin aracet. Și se formează un fel de dop. Ca să nu se miște la transport. Da, ca să nu se miște la transport. Acum se formează un pic de un fel de dop. Și gata, ia uite. Chiar dacă o întoarcem, la facultate de face profesor Clin, nu schimbă, nu se strică modelul. Asta e cadoul nostru pentru domnul Crescen. Mulțumim frumos. Se poate scrie numele familiei și data de naștere sau, mă rog, data căsătoriei. Multă lume și ia din aceste sticle dacă își dorește cineva. Și dacă divorțează, sparge. Sparge sticla. Am înțeles. Bucurile de bectivismul sunt mără, tot avem de bătala, Google Bixela. Ok, deci asta e despre acest mozaic. Acum, foarte frumos, să vedeți, super, deosebit. Thank you. Thank you. Haideți să vedeți beautiful. Expoziția cu vânzare al acestor mozaicuri. Wow, aici aveți și ceai, aici. Este din partea casei. Ceai, dacă vreți să vezi, și un ceiuț. Tot ce vedeți aici este lucrat de acești oameni. Deci tot ce vedeți aici este lucrat de acești oameni. Păi și cum putem să luăm pentru România, Adel? Transportul este gratuit până la dumneavoastră acasă prin DHL. Serios? Da. Ce tare! Deci ei transportă tot ce vreți, ce este greutate mare, transportă până la dumneavoastră cu camionul, acasă cu taxele, da, cu taxele vamale de România plătite. Cine credeți că suportă aceste cheltuială de guvernul? Transport? Nu, cu curtea regală. Curtea regală. Da, că să le ușor, că dacă pun și transport, este extrem de greu. Da. Ia uitați-vă. Deci, da. Da. Deci chiar dacă o pui afară, da, niciodată nu se strică, să spunem noi, fiind piatra naturală. Foarte frumos. Da. Au și aici aceste oferte mici, să spunem, la... uite, acestea sunt mozaicuri, tot din mozaic, lemnul este de măslin, acesta e mozaic, ia, atenție că îi dau drumul jos să cadă, să vedeți că nu se sparge și nu sare mozaicul. Da? De lemn, să spunem, de măslin, dar și cu mozaic. Asta a fost 15-a. الواحدة تتعرب عشرة دو عشرة عشرة دينار ولا عشرة دو لازجة دينار ديش دو بوكات لازجة دينار أو خمس دينار بوكات au și cu magnet, după cum vedeți, dar astea sunt două cu 20 de dinari, după cum vedeți și dumneavoastră. Astea sunt două cu 10 dinari, două cu 20 de dolari. Dacă dorește cineva să-și ia, sunt mai multe, să spunem noi, aspecte. Aici, de exemplu, da, aici, de exemplu, avem cina cea de taină. Deci uitați-vă cina cea de taină, cum este lucrată. Asta este, muntele Nebo. În 3D. Da, în 3D. Sunt mai multe, au și argenterie acolo, un 10-15 minute și apoi urcăm în mașină și plecăm spre Madaba. Și acolo aveți ceai dacă vreți să beți un ceai. Eventul rămână sau inter. La la mă bădi. Mă bădi, la ola ia, mă bădi. Bă spune la nu bătla dăhăna, nu arifte alei.
Foarte frumos. O să te vând. O să te vând. Mu hada wajbak, والله يا قلبي مو هذا. والله يا قلبي مو هذا واجبك. والله يا عمو مو هذا واجبك. لا والله. مش ايدي انا العليا، ايدك انت العليا يا عم. والله يستر عليك يا قلبي والله. الله يبارك في عمرك يا عم والله. نعم. اه يا عم. جوز. ايش في؟ وانت تدري ولا على بالك عادي متعود عليه خالد ما انت جبت لحظه انا بعثت له جواب ليش يقول له هاني ليش يقول داوي ده شاسه سي فرماسي ده شي سكاونيل اس فورتي مارش كومود ايه بقول انت قلت لهاني ده اس فورتي كومود ايه اما ده ماشي داو ماسا دي ناسا شنو عن هذا ترى عن الجروب هذا هذا الجروب هذول بلوجرز سبرا جاستا سوبيربا بسيريكا سفنتولي جيورجي دين مادوا دي جا فوس نميت اشا بنترو كا بوارتا هرامول سفنتولي جيورجي كارا تريت ان اجاستا زونا ان سيكولو الباترو دوبا ناشترا لوي هريستوس شن اجاز موتيف يستن نميت ان اجاز فل بسيريكا سفنتولي جيورجي V-am povestit despre numărul de biserici care au apărut în Iordania până acum. 381 de biserici antice care au apărut în Iordania. Madaba a avut partea leului din punct de vedere al marului număr de biserici care au apărut în Iordania. În Madaba, 27 de biserici antice au apărut în interiorul unui localități mici. Și a pus problema cercetătorii de ce, care a fost scopul pentru care să apară acest mare număr de biserici. Au venit cu două motive. Unu. În perioada bizantină erau mulți oameni bogați care aveau bani și și-au permis să construiască lăcașuri sfinte, să spun de sufletele celor decedați sau baroc. Da, adică ceva pomeni, au făcut un fel de pomeni și au construit biserici. Asta e un motiv. Al doilea, noi în această zonă a lumii suntem triburi, familii și mai fiecare familie avea un loc unde stătea. Fiecare familie și-a făcut câte un lăcaș sfânt în zona unde locuiesc ei ca să nu mai facă deplasare în altă parte pentru a se ruga. Din acest motiv, acestea sunt cele două motive pentru care a apărut acest mare număr de biserici în interiorul orașului Madaba. Despre orașul Madaba a apărut pomenire în Testamentul Vechi, în Testamentul Nou, sub două denumiri. Madaba, cum este actuală, dar și Medaba. Acum că este cuvântul Madaba sau Medaba, acest cuvânt este împărțit în două cuvinte. Ma și Daba sau Me și Daba. Ma sau Me în limba arabă înseamnă apa, iar Daba înseamnă hrana. Deci, practic, numele acestei localități este apă și hrană. Așa, de ce a fost numit așa? Înainte era bunul Dumnezeu cu ochii pe noi, veneau foarte multe ploi, era și multă pădure, se formau multe izvoare, apa. Terenul, o să vedeți acum cum este terenul Maroniu, este nemaipomenit acest teren, un fel de argilă, este foarte bun pentru agricultura. Oamenii înainte nu erau pe axați, să spunem noi, pe pomicultura sau legumicultura. Pentru oameni înainte erau cerealele, era vorba de orz sau eventual grâu, orzul pentru animale, iar grâu pentru pâine. În acest motiv, cine avea nevoie de aceste cereale trebuia să vină în zona Madabei să se aprovizioneze. Și în acest motiv a fost numită apa și hrana. Uitați-vă cum este terenul aici arat, cum arată terenul Maroniu. O să vedem acum pe autostradă când plecăm, deja devine terenul galbui. Nu este bun pentru cereale. Acest teren este nemaipomenit pentru cereale, plus că este plat. Este cam palmă, pur și simplu, zona orașului Madaba. Asta să spunem noi despre orașul Madaba și de ce a apărut acest mare număr de biserici. Toate sunt importante, toate sunt frumoase, toate sunt cu mozaic. Cea mai importantă este această biserică pe care o vom vizita noi, care se numește Biserica Sfântului Gheorghe din Madaba. De ce? Din cauza unei hărți. Harta de mozaic, cea mai veche hartă de mozaic descoperită până la ora actuală, a fost descoperită aici, în orașul Madaba, în această biserică. Harta este formată de peste 2 milioane de piese de mozaic. Povestea descoperirii acestei biserici și acestei hărți. În anii 1884 s-a creat un conflict între musulmanii și creștinii din orașul meu, orașul Carac. Oamenii trăiau într-o armonie extraordinară. Atenție, repet, niciodată nu s-au întâmplat probleme etnice religioase creștin-musulman între oamenii din această zonă a lumii. Niciodată. S-a întâmplat un necaz. Un creștin a omorât intenționat un musulman. Intenționat. Legea nescrisă pe aceste pământuri, care e practicată și la această oră, spune că în caz că cineva omoară pe cineva dintr-o familie, familia ucigașului trebuie să fie deportată din acea zonă. Pierde agonisarea de o viață în pusețea care intra
pagubașul celui care i-au fost omorât cineva. Acum, dacă un musulman omora un creștin, trebuia să plece musulmani. Să țineți cont de lucrul ăsta, plecau musulmani, adică nu din cauza că e creștin, trebuia să plece creștini. Ați înțeles? Și atunci s-a întâmplat acest necaz. A trebuit să plece frații noștri creștini din zona orașului Karak. Noi în aceea perioadă eram sub ocupația otomană. Au venit creștinii noștri din Karak la conducerea otomană din Aman și au avut două cereri. Prima cerere, să vină să stea în Madaba, deoarece mai erau familii de creștini în Madaba, să fie sprijiniți de confrații lor, să nu fie atacați și așa mai departe. Au zis turcii, nicio problemă. A doua cerere, să-și construiască biserici noi. Turcii le-au spus, nu se poate. Între ghilimele, a fost bine. Le-a zis așa, nu aveți voie să construiți biserici noi, în schimb aveți voie să le renovați pe cele care au fost căzute din cauza cutremurilor. Căutând printre ruine au dat de această catedrală. Da. Că dacă îi lăsau, deci am zis bine, că dacă îi lăsau să construiască, nu mai căutau. Ați înțeles? Și atunci căutând au dat de această catedrală. Catedrală și hartă este de o frumusețe rară, de o reușită exemplară. Unde mă refer eu la reușită? Făcută în 570 după nașterea lui Hristos, să spunem, respectă toate punctele cardinale. Obiectivele care sunt în nord, apar în nord, care sunt în est, în est, în vest, în vest și în sud, în sud. Deci pur și simplu extrem de bine reușită această harta. Cu toate că în aceea perioadă nu era chestia cu să spunem noi, cu punctele cardinale. Nu exista în aceea perioadă, mă refer în 570, dar de o reușită extraordinară. A apărut pe ea 157 de înscrisuri. Înscrisurile două din pământul lui Iacob, Ierusalimul, Betlehemul, Ramallah, Nablus, foarte multe obiective au apărut pe această hartă. O să explicăm noi această hartă ca să vă dați seama cam... La vremea aia 500 din 570 după nașterea Hristos, îți arată Ierusalimul, îți arată Betlehemul, îți arată Marea Moarte, îți arată Nablus, îți arată Ierihonul, îți arată tot pe această hartă. Extrem de bine reușită această hartă. Desigur, în momentul când ajungem la Madaba, la biserică, o să o explic și eu în aproape în totalitate harta. În anii 1890 a fost făcută o biserică, mică biserică deasupra acestei hărți. Atenție! Normal, în mărimea hărții trebuia să fie de 94 de metri pătrați. Dar din cauza că au căzut zidurile de la catedrală, a dispărut mult din acest mozaic, a rămas din el doar 25 de metri pătrați. Dar parcă a vrut Dumnezeu să ferească tot ce este important pe această hartă. Și au pus cercetătorii problema de ce a fost făcută această hartă. Care a fost scopul? Artistul de ce a făcut-o? Au venit cu două răspunsuri. Primul, au zis, domne, artistul a venit pe muntele Nebo și a urmărit viziunea lui Moise asupra pământului făgăduinței. S-au gândit că asta ar fi o variantă. A picat complet această hartă. De ce? Pentru că pe hartă au apărut unele obiective care aparțin exclusiv creștinătatea. Și atunci Moise a fost profetul evreilor, da? Și atunci nu avea legătură cu Moise. Și atunci au zis că scopul principal pentru care a fost făcută această hartă este că a făcut-o acest artist ca un ghid care să-i ajute pe pelerinii care vin din întreaga lume, din Europa și din întreaga lume, să viziteze lucrurile sfinte din Iordania, din Palestina, din Israel, din Egipt și din Liban. Probabil că vă puneți întrebarea de ce Libanul. Libanul, pentru că de la muntele Așef din Liban, cel mai sudic punct al Libanului, izvorăște izvorul principal al râului Iordan. Și știm cu toții valoarea râului Iordan pentru lumea creștină. Desigur, râul Iordan este și el menționat pe această hartă. O să-l vedem și noi. Asta, să spunem, este mândria țării, această hartă. Rar de tot să vină un grup în Iordanie să nu viziteze Biserica Sfântului Gheorghe din Madaba. Momentan este în renovare ca ziduri, dar harta o vom vedea noi pe partosala bisericii. Noi aproape am intrat în orașul Madaba acum. În scurt timp ajungem în fața bisericii, ne dăm jos și veniți după mine până în curtea bisericii. Din nou, nu dau niciun fel de explicații în interiorul catedralii, în interiorul bisericii. Cum intrăm acolo, mergem în dreapta, este un spațiu sau mai multe spații, două spații sunt unde putem intra, ne așezăm pe scaune, harta este pusă pe un panou. Acest panou sau acest desen a fost făcut în anii 1895, să nu se piardă manuscrisurile, să spunem noi, care sunt pe această hartă. Explic harta și apoi intrăm în biserică, vom vedea ce am explicat pe harta, pe panou, să spunem, vom vedea pe pardusară, doar la o scară mult mai mare. Ok?
Asta e, să spunem noi, despre această frumoasă biserică a Sfântului Gheorghe din Madva. S-a așezat, dacă vreți, așa cum o vedem noi, o vom vedea și pe interiorul, în interiorul catedralii, doar la o scară mult mai mare. V-am spus, are 25 de metri pătrați. Cum v-am spus, că au apărut pe ea 157 de înscrisuri, le vedeți? Și atunci cercetătorii au pus o listă de 12 obiective. Explicând aceste 12 obiective, vom înțelege într-un fel sau altul harta. Și începem ierarhie, cu numărul 1, Ierusalim. Ia uitați, acesta este Ierusalim, zidul care înconjoară Ierusalim, strada cardul principal, cardul secundar, intrările și ieșirile din Ierusalim. Apropo, găurile care le vedem aici, de unde a dispărut mozaicul. Și atunci v-am spus că noi nu completăm, fixăm ceea ce am găsit și noi. Și atunci, un oraș sfânt, un oraș care ar fi trebuit să fie doar pentru a ne ruga, doar din cauza problemelor politice, de când, mai ales de când a devenit capitala israeliană, sunt oameni, sunt constrânși acolo, fie musulmani, fie creștini. Știți că anul trecut, de Crăciun, au permis doar 100 de oameni să meargă la biserici? Doar 100 de oameni au acceptat autoritățile israeliene. Acum la Moscheia Al-Aqsa, în timpul postului Ramadan, merge foarte multă lume să se roage. Este un număr anume și o vârstă de peste 60 de ani pot să meargă la moschei. Rest nu. Din acest motiv ne rugăm la bunul Dumnezeu să revină pacea pe acest pământ. Da? Deci Ierusalimul, un oraș extrem de important pentru cele trei religii cerești. Noi avem Moscheia Al-Aqsa ca musulmani, creștini avem Mormântul Sfânt, iar evreii au Zidul Plângerii. Ar fi trebuit să lase doar pentru a ne ruga. Doar pentru acest lucru, ok? Deci Ierusalimul este numărul 1. La numărul 2 este vorba de Betlehem. Prezența Betlehemului pe harta a dat dovadă că această hartă este pur creștină. Betlehemul aparține creștinătății, că dacă ar fi fost în urmă viziunului Moise, n-ar fi apărut ca un obiectiv principal pe harta. Moise fiind este profetul evreilor. Și atunci a apărut Betlehemul ca un obiectiv important pe această hartă. Este locul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne uităm, distanța între Betlehem și Ierusalim este extrem de mică, ia uitați-vă. Apropiind, artistul care a făcut harta i-a dat Ierusalimului o suprafață mult mai mare decât ar fi trebuit, dându-i valoare spirituală mai mare și apropiindu-l de Betlehem. Ce a făcut un joc aici? La Betlehem avem locul nașterii, la Ierusalim locul mormântării. Între naștere și moarte, viața este scurtă, distanța este scurtă. Jocul pe care l-a făcut artist. Simbol, da. Simbol, oricât ar fi viața de lungă, tot scurtă e. Și atunci trebuie să ținem cont de acest lucru. Asta numărul 2 este Betlehem. 3. Marea Moartă. Am văzut și noi puțin de tot de pe muntele Nebo, o să ajungeți și la ea. Marea Moartă este doar un lac, v-am spus că scade anual cu un metru, are serenitatea extremă. Înainte nu erau cele trei motive pentru care Marea Moartă scade un metru pe an. Și atunci, fiind apa mai mare, sănătatea mai scăzută și obligatoriu se putea circula cu bărci. Avem o barcă și a doua barcă. În fiecare barcă avem grămadă de câte ceva. În aceasta se spune că ar fi ors, iar în cealaltă ar fi sare. Fiecare barcă are câte două persoane. Una, două, trei și aici sub această spărtură se văd doar picioarele de la cea de a patra persoană. Vedem că au figurile sparte de la ce a fost numit iconoclasmul. Distrugerea de icoane, care a apărut la începutul secolului 8. Prima dată s-a pus distrugerea de icoane pe seama islamului. Au zis că musulmanii au distrus și s-a spus că un conducător musulman care îl chema Yazid bin Abdul Malik, conducea lumea islamică în aceea perioadă, a dat el ordin să fie distruse icoane. Deoarece în islam spune că n-ai voie să faci figură de pasăre, om sau animal, ce e cu suflet, pentru că lumea alaltă te pune Dumnezeu să-i dai și viață. Ceea ce este imposibil. A picat complet această variantă, pentru că în islam spune fiecare se roagă la ce vrea, judecată o face cel de sus. Plus, au apărut icoane făcute în 722. Deci, nu se dă ordine în 721 să fie distruse, iar acceptate în 722. Distrugerea de icoane, din păcate, a venit din sânul creștinismului. În 726, un anume Leo al III-lea, care era monofezit, iar monofeziții îmi spun că n-ai voie să te rogi la un chip cioplit, n-ai voie să te rogi la icoane. Motiv pentru care au fost distruse toate icoanele, practic, de creștini, nu de musulmani, care n-au avut nicio legătură cu distrugerea de icoane. În acest motiv au oamenii figurile sparte. 4. Râul Iordan. Am fost la râul Iordan și am văzut apele în care a fost botezat Domnul nostru Iisus Hristos. În urma acestei hărți, a manuscrisului de la Marea Moartă, a fost descoperit locul exact al botezului. Copertina care o vedem aici, o vedeți? O vedeți? Este locul unde și-a pus hainele, care v-am arătat acolo locul unde și-a pus hainele. Este la o distanță de râul Iordan, nu în râul Iordan, și este numită Betania sau Betabara, locul unde a fost
botezat Domnul nostru Iisus Hristos. În această zonă suntem în munții Moabului, regatului Moabit. Actualmente suntem în regatul Moabit. Și apare, uitați-vă, un leu, picioare, coadă, cap de leu, care alargă după o caprioară. Cercetătorii au pus două explicații. Prima, au zis, domnule, că artistul a văzut cu ochii lui, că erau înainte tigri, lei, animal, au văzut el cu ochii lui lei care alargă după caprioare în munții Moabului. Asta a fost o explicație, puțin plauzibilă. De ce? Fiind harta creștină. L-au simbolizat pe Irod, într-un animal rău, feroz, care îl coaută pe Sfântul Ioan Botezătorul să-l prindă și să-l decapiteze. Într-adevăr, el a fost prins, deținut și decapitat în munții Moabului la Maheros, despre care am vorbit și eu în mașina. Deci este mult mai, să spunem, specifică această explicație. Aici avem orașul Ierihon. Este cel mai vechi oraș de lume. Este prima localitate care a fost cucerită de către poporul evreu, odată trecând pe pământul făgăduinții. Este renumit și orașul palmierilor, motiv pentru care artistul, după cum vedem, l-a înconjurat de palmier. Vedeți? Se consideră cel mai vechi oraș de lume. Este datat la secolul 8 înaintea nașterii lui Hristos. Este vorba de, să spunem noi, orașul Ierihon. Aici avem la 6, este fântâna lui Iacob. Fântâna care a fost aruncat Iosef de către frații lui, dacă ați auzit de această poveste, copiii lui Iacob. 7, limită vestică a Pământului Sfânt, Marea Mediteraneană. 8, am ajuns în Egipt deja. 8, aici avem muntele Sinai, unde avem Sfânta Ecaterina și unde Moise practic a primit tablele legii. Numărul 9 este vorba de râul Nil. Aici a apărut pe hartă o greșeală imensă. V-am spus că harta respectă toate punctele cardinale. Normal, râul Nil trebuie să fie în sud. Artistul a pus cracul principal al râului Nil, că vine dinspre est. La un moment dat, să știți că a decăzut valoarea hartei, văd că e o greșeală foarte mare. Trebuie să fie în sud. Ulterior a venit explicația spirituală care spune râurile Nilul, Tigru și Eufratul sunt de râurile Raiului, iar creștinii gândind că Raiul este în est, fiind râul al Raiului, vine dinspre Rai, dinspre est. Ați înțeles? Deci gândirea creștinească pe care a avut-o artistul care a făcut harta, a revenit valoarea harții, să spunem. Numărul 10 este vorba de orașul meu. Orașul actualmente se numește Carac. În Testamentul Vechi a apărut sub două denumiri, Chiriacopolis și Kerhares. Chiriacopolis înseamnă orașul Domnului. Când am făcut noi facultatea de engleză, am întrebat preotul care ne-a explicat harta. De ce, părinte, Carac? Eram singurul din Carac. De ce Carac e pe hartă? Azi, noi nu știm că multe obiective sunt, nu știm de ce. Explicația a venit tocmai de România. Un foarte bun prieten de-al meu, de Ploiești, părintele Mușat, m-a sunat într-o seară, vin cu multe grupuri în Iordania, zice, Adel, am găsit de ce Caracu este pus pe hartă. De ce, părinte? Că ești tu de acolo. Nu, nu. Zice, pentru că Rut Moabita, care ați auzit de ea? Rut Moabita este una din strămoașele Domnului nostru Iisus Hristos din partea Ficioarei Maria. Rut Moabita vine de regatul Moabit, care a fost capitala regatului Moabit. Deci, practic, Rut este de la mine, din oraș. Pentru mine mare mândrie că orașul meu este pus pe hartă și sunt neam cu Domnul nostru Iisus Hristos, fiindcă eu sunt din Carac. Pentru mine o mare mândrie. Numărul 11 este vorba de mormântul și monumentul lui Lot. Ați auzit de Lot? Profetul acela care a avut populație de homosexuali. Când veți reveni de la Acaba, spre Marea Moartă, am să-l rog pe șofer să vă arate mormântul lui Lot pe marginea Mării Moarte. Foarte aproape de Marea Moartă, acest mormânt al lui Lot. Iar numărul 12 este vorba de orașul Hebron, orașul apostolilor, orașul lui Avram. Se consideră cel mai vechi oraș zidit din lume. Cel mai vechi oraș din lume este Ierihon. Dar cel mai vechi oraș zidit din lume este vorba de orașul Hebron, este datat la secolul 4 înaintea nașterii lui Hristos. Asta în mare se spune despre această hartă. V-a plăcut? Cam când a fost întocmită harta asta? 570 după nașterea lui Hristos. Anul 570, da, după nașterea lui Hristos. Aproximativ 1460 de ani. Și de atunci se făceau pelerinaje, că practic asta e o hartă de pelerinaj. Ghid. Este ghid de pelerinaj. Un ghid de pelerinaj. Da. Incredibil, deci de acuși 1600 de ani. Cam așa. Ok, intrați în biserică să vedeți harta, ne revedem în curtea bisericii și mergem la microbus să plecăm spre Petra. Ok. Intrăm în biserică să vedem mozaicul original. Original.
încep să altice în arabă. Păi uite și în partea aia. 90 de metri pătrați, a zis că a avut și acum are 22 sau... Asta a fost, mergem spre Petra, o să oprim la un restaurant care știa din, care știa Adel ca să mâncăm ceva specific cu miel. Suntem în drum spre Petra. Am oprit pe autostradă să mâncăm masă de prânz. E deja 4 fără 25. Caravanserai, bazar, restaurant, food and beverage. A zis Adil că au miel bun aici. Și ne-a spus pe autostrada asta pe care suntem noi, autostrada are 580 de km și a fost făcută în 2 ani de zile. Deci Hussein, care nu mai avea 580 de km în 2 ani de zile. Noi n-avem autostradă de 30 și ceva de ani de zile să traverseze România. O să fie anul ăsta. Mi-a dus mâncarea. Nu știu ce e asta că ne-a spus, dar ne-a pus-o lângă. Și miel. Mihaela. Ce o fi asta, mă? Unde e Adel să ne spună? Cred că e o supă care să bea. Să nu fie de aia, te speli pe mâini. Asta e acum, dacă nu spunam pe mâine. Ai băut-o? Nu, e fierbinte, mi-e place mai rece. Mihai, l-a fost iar la shopping? Unicat oferte. Să vorbim despre căsătorie cu mai multe soții. Rugămintea mea să nu mă întrerupeți. Este un lanț întreg, da? Știu, se, întrebările imediat vă mănâncă întrebările, dar lăsați că o să răspund sigur. Bun. Întrebarea vine, prima întrebare care o pun eu oamenilor. Când a început această chestie de căsătorie cu mai multe soții? Cine e primul care s-a căsătorit cu mai mult? Mahomet. Nu există. Mahomet, al doilea, după ce a murit prima nevastă. Nu există. Avram. Avram. Biblie, eu zic real. Nu, real și real. Deci Avram s-a căsătorit, a avut pe Sara și Hajar, nu? Da. Și atunci, deci Avram a fost primul care s-a căsătorit. Deci nu a început eu de la noi. Eu vorbesc de oameni reali, nu de imaginari. Nu, a existat, Avram a existat. Deci Avram a existat și în acest motiv noi vorbim din perioada când a fost Avram. De acolo a început. Dar în Islam a venit special această lege. Când a început Islamul în secolul 17, cu secolul 7, a început cu multe războaie între ei și păgânii care se rugau la statui în zona Arabiei Saudite, da? Cine mergea la războaie? Bărbații. La un moment dat au murit foarte mulți bărbați în acele războaie, la un moment dat au devenit 4 femei la un bărbat. Un număr foarte mare de femei pentru bărbat. Decât să se ajungă la păcat, la adulter, a venit legea că în caz de război și au murit mulți bărbați, este permis, este permis, nu obligatoriu, permis să te căsătorești până la 4 soții. Prima lege, în caz de război și lipsă de bărbați. Și atunci te poți căsători până la 4 soții.
continua legea pentru o perioadă de pace. Nu mai e război și atunci nu sunt probleme. Și a spus așa: ai dreptul să te căsătorești cu a doua soție dacă prima nu face copii. Prima poate să ceară divorț oricând. Nu o poți ține nici măcar un minut. Este o judecătorie specială în țară care e pentru, se numește Sharia islamică, adică legii islamice, da? Și v-am spus, la această judecătorie sunt practicate doar trei subiecte: căsătoria, divorțul și moștenirea. Doar aceste trei. Și atunci, dacă această femeie nu vrea, nefăcând copii, nu vrea, se duce la aceea judecătorie. Judecătorul o divorțează forțat peste mână bărbatului dacă el nu vrea. Adică nu o poate ține un minut dacă ea nu vrea. O paranteză. În primul rând, la noi nu există femeie dacă a divorțat să stă singură. Nu, trebuie să se întoarcă, virgulă, în casa părintească. Întorcându-se în casa părintească, o mai ia cineva? Nu mai ia nimeni. Ce devine în casa părintească? Cam sluga tuturor. Preferă să rămână în casa ei, în umbra unui bărbat, unde are respectul ei, are condițiile ei, și ba ea se duce și caută o soție cu care să se însoare și se ajută în creșterea copilului. Vi se pare ciudat? Aici e normal. Este un lucru normal, da? Cine nu vrea, divorțează. Atenție, să zicem că a acceptat la început. Acceptat. S-a încuzurat. Nu mai vrea, se duce și divorțează. Forțat poate să divorțeze această femeie. În caz de soțul ei, nu vrea, să spun, da? Asta în caz de nu se fac copii. Bun. Să zicem că femeia face copii, se continuă legea. Femeia face copii, dar face fete. Sau, mă rog, știm cu toții că mai toți vrem acolo un băiat care să ne poarte numele, așa, ca bărbații, da? Și atunci a zis așa, nicio problemă. Vrei să te căsătorești cu a doua? Prima trebuie să fie de acord. Dacă prima nu e de acord, semnează pe certificatul de căsătorie. Dacă nu e de acord, nu se încheie certificatul de căsătorie. Când m-am însurat eu acum, eu am divorțat în România. Act de divorț absolut tot normal, cum ar veni. Gata, am încheiat. Se știa la autoritățile iordaniene că sunt căsătorit în România. Dar eu n-am venit cu certificatul de divorț. Când să mă căsătoresc aici, sub nicio formă n-a vrut să încheie certificatul de căsătorie până nu vine fosta soție. Doamne, am divorțat. Ai divorțat? Adum actul de divorț. A trebuit să mă în România, să iau actul de divorț, să vin, să-l legalizez de acolo, să-l traduc aici, să-l pun la acte, să par că sunt divorțat, ca să pot să mă căsătoresc. Ați înțeles? Altfel trebuie să vină aia să semneze. Dacă nu semnează, dacă nu e de acord prima soție, nu se încheie certificatul de căsătorie. Trebuie neapărat să fie ea de acord. Să zicem că prima a fost de acord. Hai să vedem la ce, să spunem, la, ne întoarcem la cele care nu fac copii. Să spunem că prima n-a făcut copii, s-a căsătorit cu a doua, n-a făcut copii, are dreptul la a treia, dar primele două poate să divorțeze oricând. La a treia n-a făcut copii, are dreptul la a patra, primele trei poate să divorțeze oricând. Acum, întrebarea ferească, dacă bărbatul e steril, nu? Înainte nu era o analiză, nu se știa cine e de vină, el sau ea. Și atunci, dacă s-a căsătorit cu prima, n-a făcut copii, s-a căsătorit cu a doua, n-a făcut copii, nimeni nu-i mai dă femei să se căsătorească și celălalt divorțează. Înseamnă că el e de vină. Ați înțeles? Actualmente sunt analize să știe exact cine este de vină, fiind ea sau eventual el. Ok? Continuăm cu dacă se fac copii, dar se fac fete și vrea pe a doua sau pe a treia. La fel, de exemplu, s-a căsătorit cu a doua, o vrea pe a treia. Primele două trebuie să fie de acord. Ați înțeles? Până la a patra, maxim, se poate căsători până la patru soții legal. Oameni buni, cel puțin este legal și în fața lui Dumnezeu cu certificat înscris. Certificat de căsătorie. Cel puțin este legal, da? Nu este adulter sau prietenie sau amante sau nu există așa ceva. Ați înțeles? Bun. Acum am vorbit ceva de bani? N-am vorbit nimic de bani. Multă lume spune de bani. Nu, nu. Prima dată legi. Apoi, acum vorbim de bani. Să zicem că ai patru. Ce dai la una, dai la ilat. N-ai voie să rețin aceeași casă. N-ai voie nici măcar să rețin aceeași localitate. Fiecare în câte o localitate. Dacă tot vrei să te însori, să faci navetă, să sară ochii din cap, dacă tot vrei să te însori cu mai multe. Ce dai la una, dai la ilat. Casa, 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 casa. Mașina, 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 mașina. Aur, 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 aur. Să zicem, da? Ai dis un kil de carne, un kil de carne. N-ai voie 999 de gram. Trebuie să faci o egalitate perfectă. Cine în stare de așa ceva? Nimeni. Motiv pentru care legea ți-a tăiat ambele picioare. Da,
ți-a permis, dar ți-a pus legi extrem de dure. Dacă le poți respecta, dai drum, n-ai încotro. Ați înțeles? Până la ce limită de egalitate? Suntem oameni serioși, așa că oameni majori, așa că pot vorbi. Adică, ai dormit o noapte, două nopți, trebuie să faci egalitate. Atenție, pe românește, două numere, ai înțeles? Până la această limită trebuie să faci egalitate. Nu este nimeni în stare de așa ceva. Singurul lucru care a spus Dumnezeu, nu ți-l cer ca egalitate să fie acolo, în caz de, să spun, iubire. N-ai cum să iubești două persoane în același fel. Dar n-ai cum pe asta să o arunci, la aia să te duci. Ați înțeles? Deci foarte importantă egalitate. Acum am vorbit și despre bani, m-am spus ce dai la una, dai la ilaltă, nu le ții sub nicio formă pe toate sau un, două în aceeași casă, nici măcar două în aceeași localitate. Statistică, în Iordania, luată acum în decembrie 2023, cu patru soții în Iordania, la 11 milioane jumate de oameni, zero. Niciun bărbat în Iordania n-are patru soții. Cu trei soții, zero. Niciun bărbat în Iordania n-are trei soții. Cu două soții sunt 156 de bărbați. La 11 milioane jumate de oameni, 156 de bărbați este un nimic. Un număr foarte timp, unde 99,99% din cazuri femeia n-a făcut copii. Sunt foarte mulți oameni buni care strâng din zi și spun n-a vrut Dumnezeu. Pentru că bunul Dumnezeu ne alege cei mai buni. Acum, de când v-am spus, cu actuală soție n-am făcut copii. Să vă spun că nu mi-aș fi dorit copii cu această ființă, mă bate Dumnezeu. Dar spunem că n-a vrut Dumnezeu, s-ar putea să-mi fi dat un handicapat, un nenorocit, un criminal, un... Ați înțeles? Și atunci te ferește bunul Dumnezeu de un rău mai mare. Foarte mult strâng din dinți și spun, n-a vrut cel de sus. Asta în mare despre căsătorie cu mai multe, cu mai multe soții. Să știți că actuală soție mi-a spus, dacă vrei, căsătorește-te, eu nu am nimic împotrivă. Și a spus, nu, gata, eu am copii, i-am spus, mii de tine, că tu nu ai copii, dar eu am. Am copii și în acest motiv n-am vrut sub nicio formă. Eu am citit în cont. Să iasă la, mai repet. Ok, stânca lui Moise, se spune că această stânca pe care n-a pus de că să iasă apă, cu toate că Bunul Dumnezeu i-a spus să vorbească la stânci, iar a lovit cu în această stânca. Acesta este izvorul care a ieșit. Apa, dacă observați, este apă purgătoare. Mai jos este strânsă această apă pentru irigație, să nu se ducă de râpă. Apa este potabilă, curată, extrem de curată. Dacă vreți să luați, se poate lua. Luăm direct de aici, din bazin. Vine sub munte, pur și simplu vine de sub munte. Slavă. Și atunci cercetătorii au venit și au săpat. Au zis să vă dăm de unde vine această apă. N-ai cum să dai dită mai multe la o parte, ca să vezi sursa acestei ape. Extrem, extrem de curată. Apa a fost luată la laborator și au zis e mai curată decât apa pe care o cumpăram la sticlă. De asta v-am spus, cei din Oadi Musa nu cumpără apa, n-au stație de filtrare apei cutii, pentru care îi vin și iau de aici apa pentru băut, pentru ceai, cafea sau eventual pentru gătit. Izvorul lui Moise. Și nu seacă niciodată. Niciodată, de 3200 de ani, seacă toate izvoarele care apar la noi în primăvară după ploi. După, la noi, acesta nu a secat niciodată. Nu, aici mai s-a luat. Asta este pe care. Da, asta este.